Salutare acolo, MCN-ul aici, Micuțu Cosmin Nedelcu sunt și te invit să urmărești acest podcast în care l-am invitat pe Adelin Petrișor. Adelin Petrișor, în memoria comună, este acel jurnalist care transmitea din tot felul de zone dubioase în care n-ai merge tu niciodată, pentru că de obicei era un război acolo. Dar a făcut și lucruri comune, pe care le fac jurnaliști în mod normal și vorbim despre toate astea și despre cele comune și despre cele pe care s-ar putea să le mai fi povestit la un moment dat, dar zic eu că aici a fost un touch destul de personal pe care îl vei aprecia, așa că sper să urmărești podcastul ăsta până la capăt. Bineînțeles, vreau să mulțumesc frumos sponsorilor noștri, partenerilor de la Fine Store, care stau lângă noi anul acesta. Da, au anunțat că stau lângă noi tot anul, am uitat să vă zic băieți. Mulțumim frumos Fine Store, intrați acolo pe finestore.ro și alegeți-vă ceva de băut dacă beți alcool. Dacă nu, cred că au și băuturi non-alcoolice. Dar bine ar fi să intrați pentru alcool. Dacă aveți peste 18 ani, bineînțeles. Dacă n-aveți peste 18 ani, nici la podcastul ăsta nu știu dacă e bine să vă uitați. Dar e treaba voastră, mă, până la urmă. De ce mă bag eu în viața altora? Așa, aș vrea să le mulțumesc oamenilor de la zidoshop.ro, oameni care ne-au ajutat cu echipament, deci dacă aveți nevoie de echipament, intrați pe zidoshop.ro și, bineînțeles, ce mai are sens să spun de Food Panda? Partenerii noștri încă de la începuturile MCN Podcast, care zici că sunt acum 20 de ani, când de fapt sunt, avem un an și un pic. Așa că Food Panda, pentru că stă lângă noi în continuare, are și un cadouaș. Dacă ești nou utilizator de Food Panda, poți să introduci codul MCN Podcast și să ai o reducere de 15 lei sau RON, nu știu care e varianta corectă. Asta e, Fine Store, zidoshop.ro și Food Panda. Sau, stați două secunde că mi-am dat seama de ceva, ar trebui să vă spun și de Stand Up Barber Shop, care este situat pe Ciobănașului numărul 4 și este afacerea mea. Prima mea afacere pe care am făcut-o eu vreodată, care vă dați seama că scârție în momentul ăsta și scârție degeaba am realizat eu, pentru că este un barbershop în țara asta care este împărțit pe trei camere. Practic îți oferă cea mai de top siguranță în ceea ce privește sănătatea ta. Pentru că în camera respectivă, care are undeva pe la 25 de metri pătrați, vei fi doar tu și frizerul. Ceea ce mi se pare ideal. Deci poți să te tunzi în continuare dacă ești în București la Stand Up Barbershop pe Ciobănașului punct 4. Bun. Vă mulțumesc frumos că vă uitați la podcastul ăsta. Sper că v-ați abonat, sper că dați și un share, sper că dați și un like și dacă sunteți extraordinar de generoși, o să fiți unul dintre membrii acestui canal care au dat join și ne susțin lunar cu o sumă pe care o vor ei și le mulțumim din suflet și lor, bineînțeles. Ți-a plăcut vreodată de Octavian Ursulescu? Da. Ai văzut vreodată vreun spectacol pe care l-a prezentat dumnealui? Cred că acum un an sau doi am copilărit cu el, ca să zic așa. Cred că la Slobozia sau la Amara, nu mai știu, la Amara, cred că festivalul de la Amara. Prezenta, se ține bine. Deci acum un an încă prezenta? Vorbesc serios, cred că Amara era. Acum un an sau doi. Și m-am zis, wow, e de vârstă cu tata, dacă nu chiar mai mare. Arăta verde așa, arăta verde. Avea o voce foarte interesantă, deci de copil l-am tot auzit pe la mamaia, tataia. Mi-a rămas. El și mai era cu Golden Stag, cum îl cheamă, care a plecat în Germania, la Cerbul de Aur prezenta el. A venit imediat după 90, vorbea engleză cu un accent british așa. Ei doi mi-au rămas ca prezentatori. Pe astea doi oameni pe care i-am pierdut așa, noi ca oameni, noi ca români. Mi se pare că l-am pierdut pe Laurențiu Cazan. Îl știu, l-am avut în emisiune la radio. E de-al meu, din Buzău. Care cânta aia cu... ăla era hit-ul, aia cu Crazy. Uh-huh. Crazy, nu știu ce. Și mai era tipul ăla prezentator la TVR, pe care am uitat cum îl cheamă.
cred că primul homosexual asumat din țară, dacă mai ții minte. Prezenta Eurovisionul. Mai știi? Ah, Leonard Miron. Leonard Miron, da. Ăla e un tip foarte deștept, e absolvent, păi de medicină. Păi de asta zic, i-am pierdut că un... și Laurențiu Cazan era foarte, adică era head of his time, știi? Laurențiu Cazan era foarte dificil. Eu eram mic și am avut o emisiune la radio în Buzău, știi? Eram student în București și aveam o emisiune la Buzău. Și l-am avut invitat, a cântat Unplugged, mamă, m-am simțit ca la MTV, cânta cu chitară rece, foarte tare tipul. Dar era foarte așa, știi? Punk, nu mai vreau să vorbesc sau... Și nu fusesem la Hollywood, nu văzusem pe nimeni așa. Da. Și m-a cam blocat de câteva ori. Dar tipul foarte, foarte, foarte ok. Și ți-am zis, Unplugged, ce povestesc eu până 94. Foarte, foarte tare să cânte piesa celebră la radio. Bine, cu un microfon pus lângă chitară, adică improvizați. Da, și mi s-a părut tare cu Leonard Miron, că era... În perioada aia era destul de greu, știi, pentru, în special pentru părinții și bunicii noștri, știi, să accepte că există un bărbat căruia îi plac bărbații. Eu cred că și acum e foarte greu. Suntem destul de... Nu știu ce să ca, zic. Vorbesc ca societate. Ca normal societate, că ne deschidem, dar ne deschidem orice greu. Orice societate e așa, de fapt. Că asta cu deschiderea e dictată la un nivel mai înalt. Da, deep down inside așa, societatea, da, da. Orice societate e destul de... Are senzația că nu e normal, știi? De exemplu, uite, tipul ăsta, Rengle, nu știu dacă știi, care dansează. A, da, știu. Pe tocuri. Da. Foarte șmecher omul. A trebuit să treacă prin chestia asta, știi? De, iarăși de... ia uite, bărbat care nu știu ce. Cred că e foarte greu, cred că e foarte complicat. Dar după aia, pentru că e un profesionist și face niște lucruri super șmechere, eu cred că sunt foarte mulți care au zis, da, stai mă, ce-i treaba mea până la urmă? Păi nu, până la urmă chiar nu-i treaba ta, adică exact. Atâta timp cât nu-ți face ție avansuri. Exact. Adică avem și o impresie de asta, dom'le, dacă e homosexual, înseamnă că se dă la orice bărbat. Băi, ești urât, da. Bă, stai liniștit, da, că nu ești genul lui, probabil. Nu, adică noi suntem așa, băi, da, da. Băi, știi, și nu suntem niște triști. Bine, pentru că foarte multă vreme ne-am raportat la ceea ce știam noi în, știi, în jurul nostru și atunci, dacă stai să te gândești, chiar nu e treaba ta și chiar n-are nicio relevanță. Am prieteni gay, sunt cum am prieteni negri, cum am prieteni țigani, romi. Dar sunt, nu poți să-i încadrezi în aceeași categorie. Nu, dar vreau să spun, nu, vorbesc de minorități. Doar dacă zici vorbesc am prieteni gay, negri, țigani. Vorbesc de minorități, da? Nu, i-am ca prieteni, nu i-am, adică nu stai, tu cu cine nu-i umbli? Judeci, tu cu cine umbli? Da. Nu văd de ce l-aș judeca atâta timp cât eu poate mă duc cu el la schi sau bat mingea pe terenul de basket. Și după aia vă dați o palmă la cur, cum e normal. Da, și poate bărbătești. Așa faceți voi la Focșani. Da, da, da. Noi la Buzău, la Mec acolo, nu. Da, da, la Mec. Noi ne știi pe noi. Da, da, mă, lasă-mă, că și voi a stat la coada aia dacă nu... Ce să facem? Toți avem de cazuri. Unii vorbim despre ele, alții nu. Unii și le asumă, alții nu. Bă, eu tot am fost invidios când s-a deschis la voi. McDonald's, nu? Da, am fost invidios. Fruntea. Deci eu nu gust. Eu gustam în tinerețe. Acum, da? Nu mai gustam, mi se pare... Dar tot timpul ai fost slab. Eu nu înțeleg cum gustai. Nu, am fost gras. Am fost când gras fost și frumos. Gras? Până în... Și am avut un accident în 2000. O să arăt poze. Am avut un accident în 2000 și am stat internat foarte multă vreme în spital. Mă duceam la o filmare. Unul a întors pe linie dublă continuă la Roman. Noi mergeam ceva mai tare. L-a asasinat pe liderul de sindicat de la Tepro, Iași. Foarte tare știrea, până 2000, până septembrie. Și ne grăbeam să ajungem să dăm direct la 7, eram la Antena 1. Aveam o Dacia Break și mergeam cam tare și noi. El a întors pe linie continuă. Cât de tare merge cu o Dacia Break? Băi, atât de tare încât 60. Eu de aici până aici n-aveam os după. Mi-am rupt mâna, am și acum o placă de vreo 35 de centimetri cu 17 șuruburi, că la Ikea așa sunt, știi, de alea mari. Dacă ți arăt o radiografie, zici că sunt de pe altă planetă. Și am intrat în mașina aia și eu am pus mâna, eram în stânga spate. Și am pus mâna pe scaun și am rupt pur și simplu scaunul. L-am dat pe șofer cu nasul de oglindă. Și când am vrut să ies din mașină, ușa mea nu se mai deschidea, am vrut să ies în față pe la șofer. Era scaunul rupt, știi, și pac, tot dădeam să ies și l-am dat o mână așa, înfășurată de tetieră. Și aveam producătorul în spate și zic, ia uite, bă, a murit producătorul. Știi că te gândești întotdeauna răul la urmă. Și pur și simplu am văzut că mă ține ceva în mașină și nu pot să ies. Și eu sunt stângaș și port ceasul la mâna dreaptă. Și atunci aveam nu știu ce la mână și aveam ceasul. Și mi-am recunoscut ceasul. Zic, bă, dar e ceasul meu ăsta.
Și mi-am luat mânuța, așa, mi-am pupat, am ieșit din mașină și am leșinat un pic. Deci, practic, se numește fractură comminutivă de humerus inferior. Deci, practic, cam atâta din humerusul meu s-a pulverizat. Am stat în operație vreo 8 ore și ceva. M-au adus cu un avion la București, m-au adus mândruță. Și a fost destul de neplăcut. Și am stat în spital mult. Am stat mult în spital și am ieșit, cred că aveam vreo 80 ceva de kg. Prin 2000, eu având 1,77 și eram cam rotunjor, așa, aveam fățuca rotundă și prin 2005 am fost la o bursă în America, am văzut celebrele doamne care au piciorul cam cât ești tu la umeri, știi, și zic, hai să fac ceva și am dat chilele alea jos pe care le lasem, dar am fost grăsuț. Nu, n-ai fost că ți-ai dorit tu neapărat sau te-ai lăsat în chestia asta? M-am lăsat, că am și mâncat aiurea, am stat atunci mult internat, am stat... Dacă ți s-a mărit stomacul, n-aveai ce păi să faci după aia. Și mâncam și așa și am fost, în 2005 m-am luat, alergat iarăși, la jos niște chile. Ce-ai alergat gras fiind? Da, dar am luat-o ușor, cu mers, cu sală, m-am dus încet și am încercat, fără nutriționist, fără ceva, să am grijă ce mănânc, adică nu mai bag 3 pizza pe zi, să ai mai renunț. Ai mâncat vreodată 3 pizza pe zi? Ca idee, spun, mâncam pizza, mâncam junk food, pentru că lucram unde lucrez și acum și tot timpul, stăteam dimineață, mergeam la antenă la 10 și plecam la 10 seara. Și uneori veneam a treia zi acasă, că plecam până la Râmnicu Sărat sau la Focșan sau mai știu unde, știi? Și îți dai seama ce mănânci între două filmări și trei alergări de genul ăsta. Benzinării, sandvișuri. Și atunci am zis, bă, hai să încerc să renunț la pâine, să mănânc paste integrale și mai rar, să nu mănânci... Ceea ce am ținut până ziua de astăzi, adică mănânc pizza, mănânc paste, dar încerc să mănânc mai rar și mai cu cap carbohidrații, știi? Ce ciudat! Da, e... Ciudat că în memoria colectivă nu cred că ești vreodată, în mintea unui om, nu cred că ești gras. Băi, nu știu, în 2003 în Irak, ce când a fost momentul meu de glorie... Ce mănânci în Irak, acolo să te îngrași? Băi, frate, am mâncat pui la rotisor o lună jumătate când am venit și am băut lapte. Deci, într-o țară în război, e o foarte mare problemă să mănânci. Păi, normal. Și... Una dintre ele e asta, cred că e, da. Vorbim despre asta, da? Și... am avut un securist pe vremea lui Saddam Hussein, când am ajuns acolo, toți jurnaliștii aveau ceea ce numesc americanii minder. Un securist stă cu tine, vorbea limba ta sau știa ei că vorbește sau se prefăcea că nu. Din Coreea de Nord. Exact. Și ăla stătea cu mine. Abu Nur îl cheamă. Abu înseamnă tatăl lui Nur. Deci de la arabi, supranumele e tatăl primului născut. El avea o fată, era Abu Nur. Un tip senzațional. Securist, dar un tip senzațional. Păi primeau numele după ce se năștea copilul? Nu. Asta e porecla. Așa se adresează. Știi? Okay, nu-i zici Petrișor, îi zici tatăl Adelin, îi zici tatăl Smarande. Știi? Cam asta ar veni, Abu Nur. Și Abu Nur ăsta era un băiat foarte ok. Și știam că dă raportul, aveam treabă, lucram cu el. Când a căzut Saddam Hussein, a trecut de partea poporului, îți dai seama, și el... Și ăla ne-a ajutat să supraviețuim. Deci tipul ăla știa pe cineva care făcea pui la rotisor. Bă, frate, am mâncat o lună și ceva pui la rotisor și am băut un litru de lapte pe zi. Eu cu Florin Dobre, grasul cum îi zic eu, asta mâncam. Deci aveam un pui pe zi toată ziua și un litru de lapte. Și fumam mult, mult. Am avut, atunci am fumat la un moment dat cu Florin Dobre, cred că în vreo 48 sau 72 de ore, un cartuș de Camel. Da, ne-am dat seama și am zis, uite, bă, ne fură arabii ăștia din cameră, bă, nenorociții, dracu, numai. Și când ne-am uitat, deci erau primele zile de bombardamente, cădeau rachetele la 800 de metri, știi, de noi și le ne uitam, le filmam de pe geam, că nu ne dădeau voie să ieșim, și am găsit toate pachetele de țigări în coșul de gunoi, știi, și am spus, uite, bă, că nu le-a furat nimeni, mă, frate, am fumat ca niște animale. Păi, pe de altă parte, ce să faci când tot cad bombe pe lângă tine, dacă nu, adică dacă ai fi nefumător în condițiile alea? Te-ai apucat de fumat. Ce ai face? Uite, am mai fost la război nefumător și parcă nu mai are farmecul ăsta. Nu mai are farmecul. Mă enervează treaba asta. Trebuie să ai așa, mă enervează, țigară, să... mă enervează. Era frumos. Eram odată cu pușcașii marini în Fallujah și plecam noaptea dintr-un loc în altul, pentru că îi atacau cu sinucigași și mergeau noaptea cu convoiele mai mari. Și eram într-un convoi de ăsta și ca ziar este mai doar așa. Fumam o țigară palmat, n-aveai voie, îți dai seama. Și fumai, spun, și vine... Audă undeva, morții mătii de jegos și vine și... Pa!
bang, mi-a tras una mea săricasca vreo 2 metri. Când am zis, a, e ziarist, iartă-mă. Era un sergent major, unul la mare, știi, și tăia român? Afară. Nu, americani, erau pușcași mari. A, a zis morții mătii de jicos în englez. A zis acolo, da, ceva în genul ăla. Da. Mi-a luat morții, familia, mama și a vorbit cu toate astea. Și după ce mi-a dat una, m-a adus, mi-a adus casca de jos, că s-a dus brum, așa. Mi-a adus, și două, te rog să mă ierți, bă, zice, dar nu mai fuma și tu, știi? Vezi, amintiri de fumător, acum da. Nu mai dă nimeni, nu mai dă nimeni nimic, știi? Nu mai dai semnale. Ești prostul ăla care nu fumează. Da, nu mai ai cum să dai semnale. Dar să nu fumați, că e bine să nu fumați, mai bine. Vorbeai la un moment dat de că ți-a plăcut foarte mult cireșarii și rar găsesc oameni care să zică chestia asta, pentru că și eu am fost fan. Le-am citit de, sunt 5 volume și le-am citit de, cred că de 3 ori. Ursul. Tic. Tic. Laura. Mamă, cum se luptau ei cu răufăcătorii. Băi, frate. Copii fiind. Păi mine, deci, când auzi de asta, ce carte te-a format? Știi? Și îl întreb pe un tip, care e de vârsta mea, 40-45 de ani. Și zice, am citit Joyce. Băi, prietene, când te-ai format, aveai 10 ani, aveai 9 ani, citeam pe Buda acasă la Buzău, nu citeam Joyce, că te nebunesc trimiterile în subtext, de, nu dai de ele, nu le dai de cap, știi? Uh-huh. Te formează cărțile alea, Vinetu. Am citit Vinetu, eram copil, eram clasa 3-a, 4-a, deci Old Shatterhand. Mamă, alea sunt cărțile care m-au format. Bun, am citit pe urmă de nevoie și Joyce, am citit și Procesul lui Kafka, mi-a fost greu, m-a durut capul, am luat paracetamol, dar... La ce vârstă? Că s-ar putea să fi avut... În liceu, să fi coincis. În liceu. Am avut doi profesori foarte tari, un profesor de română până în clasa 10-a și o doamnă din a 11-a și a 12-a, care ne-au spus, prieteni, citiți acum... Asta că e baza, pentru că o să fie mult mai greu. Și acum citesc, dar citesc literatură specializată, citesc, nu știu, uite, citeam o carte a unuia care a fost în CIA, mă interesează lucruri legate de meseria mea și ești rupt, atunci cred că le citești. Dar cărțile care te-au format, cred că sunt cărțile alea pe care le-ai citit în clasa a doua, a treia, a patra, a cincea. Și vreau să spun că am avut onoarea să fiu coleg de redacție cu Victor, băiatul celui care a scris Cireșarii, a murit, Dumnezeu să-l ierte, a fost colegul meu, Chiriță, Victor Chiriță. A fost colegul meu de redacție de la Extern, un tip, cred că avea vreo 60 și ceva de ani, și el... Era Victor din carte, știi? Și mi s-a părut așa, am zis, băi, fratele meu. The Brain, el era creierul, da? Da, taicăsul l-a luat pe el ca... Și el chiar era foarte deștept? E un tip foarte deștept, un foarte bun vorbitor de germană, un externist de ăsta adevărat. Arăta ca... N-arăta, frate, era slăbuț, fumător, l-au și omorât țigările, că a murit de cancer. Așa. Două pachete de Rodmans pe zi. Mă duceam cu el la țigări și povesteam. Dar Rodmans bun. Da, păi dacă n-am aflat că el e Victor Chiriță, eu știam că îl cheamă Victor Chiriță, bă, bine, mă, Victor Chiriță, Petrișor, s-o mie de câini cu coada scurtă, știi? Și când am auzit că e ăla, băi, am avut așa o, știi, wow. Pentru că mi-aduc aminte că am văzut și filmul, de exemplu, că știi că eram noi copii. Asta voiam să te întreb. Nu mi-a rămas nimic în cap. Dacă ți se pare că a făcut dreptate cărților. Nu, cartea e mult mai bună. Și mi-aduc aminte, asta-i povestesc și fiică-mi, Smaranda are 11 ani și spun, citește întâi cartea. E fan Harry Potter. Am văzut cu ea Harry Potter de 366 de milioane de ori. Am citit cărțile și... I-am zis, citește, pentru că imaginația ta s-ar putea să nu fie la fel cu a regizorului și atunci o să fii dezamăgit. Și într-adevăr îmi spune, tati, dar cartea este senzațională. Păi, normal că dacă ar fi făcut o film, ar fi avut 8 ore cartea respectivă, știi? Și astea-ți rămân. Deci astea... Și eu întotdeauna am spus că dacă am făcut ceva ca reporter, o mărgică, o biluță de muc, o ceva, am făcut-o și pentru că mi-au plăcut poveștile când am fost mic. Adică eu cred că pot să fiu un ziarist, un povestitor. Nu sunt ziarist de informații, de anchete, cum e Cătălin Tolontan, nu mă scarpin cu pixul, nu sunt... Eu sunt mai de boschetar, mai alerg după povești. Dacă ți-au plăcut poveștile... Poți să fii un povestitor bun și un jurnalist decent să spui povestea. Pentru că noi până la urmă asta facem, spunem povestea. Ca asta ziceam și ție, tu trebuie să traduci într-un limbaj cât mai simplu o poveste complicată pentru oameni și să le-o spui într-un minut, un minut jumătate, și la televiziune noi avem avantajul că avem imaginile care ne ajută foarte tare. Dar dacă îți plac poveștile, cred că poți să fii un ziarist decent pentru că poți să fii un povestitor ok și dacă l-ai citit pe Petre Ispirescu, poți să o iei ușor așa pe...
partea asta. Da, pe de altă parte s-a instalat așa în tine simțul dreptății dacă ai citit asta, dacă te-a impresionat Cireșari, de fapt, dacă te-a impresionat Vine Tu, s-a instalat așa în tine simțul dreptății și să... Da, 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 de multe ori, știi că e o vorbă românească, gura bate curul, la mine a bătut de multe ori. A bătut de multe ori, pentru că m-am trezit vorbind, m-am trezit cu scrisori deschise, m-am trezit, recent mă întreba Adrian Sârbu, la un moment dat era într-o discuție și îmi zice, dar de ce ai scris tu pe Facebook despre ce se întâmplă în TVR? Și am zis, păi dacă aș fi fost la dumneavoastră în firmă, n-aș fi scris, pentru că e o firmă particulară, ce e aici, dacă îmi place bine, dacă nu plec mai departe, dar TVR-ul e o televiziune publică, cu bani publici și atunci... M-am simțit dator să zic, de exemplu, că ni s-au îmbolnăvit doi oameni de teren sau unu de COVID și într-o instituție cu 2000 și ceva de angajați nu s-au găsit alți doi reporteri să vină să le ia locul și a trebuit să ne schimbe nouă programul de teren, să ne nebunească pe noi, pentru că n-au găsit încă doi reporteri care să vină să le ia locul 2 săptămâni cât erau ăia bolnavi de COVID. Și mi s-a părut așa, cum dumne, într-un combinat de 2000 și ceva de oameni nu găsești doi reporteri de teren? Cum mi s-a părut revoltător să avem la știri producători, prezentatori și editori de 2 ori mai mulți decât reporteri. Adică e piramida inversată, 300 de generali și un amărât de soldat care se duce să ia țigări pentru toți. Și am vorbit și nu cred că mă iubește foarte tare Doina Gradea, sunt mulți șefi care nu mă înghit, sunt o groază care de hater care mă înjură pe diverse, știi, anonim, care te înjură pe diverse... Asta mi se pare cel mai frumos. Asta mă distrează cel mai tare. Care apără TVR-ul, asta eu nu pot să înțeleg cum... Că îți dai seama că nu cred că au 30 de ani. Sunt oameni care au avut, care au de câștigat de pe urma unei conduceri și atunci te înjură... Bă, diverse canale, că nu faci nimic, că ești PR-ul meu APN-ului, că ești mai prost ca noaptea, că ce, te-ai dus tu la COVID. Păi ce ai făcut, bă, la COVID, bă, prostule? De ce n-ai salvat, făcut, bă, reclamă, i-ai făcut reclamă mea APN-ului. Ce să zici? Pe mine mă distrează, pentru că sunt convins că sunt oameni care o au mică. Sufletul. Nu știu. Inima. Inima. Au multe lucruri mici. Și sunt foarte mâncați și complexați. Tu gândește-te că eu dacă mă cer cu tine, ne certăm, pe mine o cheamă Adelin, pe tine te cheamă Cosmin, ne dăm, bărbătește. Când apar la televizor și sunt prost, mă semnez. Mor pe ăștia care se semnează cu cal în mână și sunt voinici și știu că tu ești un prost, ești un gras care faci glume copiate și eu sunt un handicapat care îmi scriu știrile în palmă și de acasă, de pe canapea, Hagi trebuia să dea 6.000 de goluri din 2 șuturi. Nu e așa, știi? La început mă ofticau chestiile astea și uite, mă zic, cât de multă nedreptate, știi? Adică tu știi ce faci, știi că te chinui, bun, ești mai... prost decât permite legea de multe ori, dar știi că încerci, că faci niște lucruri. Și vine unul de ăsta și te mânjește de căcat. Și până asta și m-am gândit, băi frate, cât de mici și de complexați trebuie să fie oamenii aia încât să fac așa ceva, știi? Adică să fiu fericit, să am erecție, că intru la tine pe Instagram cu nu știu ce poză și cu nume inventat și să zic, micuțule, ești un prost, bă, dar tu... Îți vezi de treaba ta, ai milioane de oameni care te urmăresc, își citesc postările și îți văd stand-up-urile, știi? Și atunci am stat mă puțin, că e pierdere de energie, e pierdere de energie. Chiar e, da. E pierdere de energie și mă distrează chestiile astea, mă distrează. Când vine unul și scrie acolo, nu știu ce pagină, știi? Băi, prostule, bă, care n-ai făcut nimic, lauzi mea pe neu, știi? Și tu știi... că ai fost singurul din țara asta care a făcut o știre despre câte milioane au topit pe niște uniforme care se decolorau după ce le purtau 2 săptămâni. Și te gândești, bune, oare ai PR pentru MAPN când te preiau pe urmă Digi și toate alelalte, știi, televiziune? Asta e o caracteristică pe care ar trebui să o aibă orice jurnalist, în orice câmp al jurnalismului ar fi, să fie echidistant. Și asta mi se pare că... Să încerci, Cosmin, că nu reușești niciodată. La un dat intervine și personal. Uite, a fost la un moment dat discuția dintre unilateral journalist și embedded journalist, corespondentul de război, știi? Sunt avantaje și dezavantaje. Embedded journalism, niciodată nu o să poți să fii 100%
să-i tratezi pe soldații cu care ești, să zici, băi, nene, trebuie să fim atenți, să vedem. De ce? Pentru că tu mănânci cu oamenii aia, dormi cu oamenii aia, oamenii aia te apără pe tine, că tu n-ai voie să pui mâna pe armă și nu pui mâna pe armă și în caz în care se trage asupra convoiului, ei răspund cu foc și îți apără și ție fundul. Și atunci asta era și dezbaterea. Bă, nene, nu e prea, e ok că vezi imagini din prima linie, filmezi, vezi acțiunea adevărată, dar pe de altă parte îți pierzi din echilibru și îți pierzi din obiectivitate. De ce? Pentru că absolut, stai cu oamenii acolo. Și da, e fan, e fan. Și... Dar la asta cu TVR-ul, revenind un pic, tu cum, unde te-ai poziționat vis-a-vis de scandalul ăsta cu... Asta ți-o spun pentru că la un moment dat, și trecem de la asta după aia la Revelion, la un moment dat ai spus că vis-a-vis de TVR, că dacă nu vezi niște știri care te mulțumesc pe tine ca cetățean, ar trebui să tragi un pic la răspundere pe cineva, da, de acolo. Că până la urmă TVR-ul e din banii noștri ai tuturor. La Adevărul Live acum 2 ani am fost invitat și exact despre asta am vorbit. Uh-huh. Dacă lăsați TVR-ul să moară, e vina voastră, că-s banii voștri. Și unde te-ai poziționat vis-a-vis de scandalul ăsta cu... Eu cred în primul rând că TVR-ul trebuie reformat. Și reforma nu e vine PNL-ul și schimbă PDG-ul. Nu o să facă nimic. O să fie alt om numit politic care s-ar putea să priceapă mai mult sau mai puțin. Acolo e o mare nebunie. Legea e foarte veche, nu e adusă la zi. Acolo președintele e și director general. Adică tu ești și manager și șeful CEA-ului. Fă, domnule, legea cum trebuie. Șeful CEA-ului numit de parlament, numit politic, dar cel care conduce e un manager cu mandat care are 2 ani, 3 ani, 4 ani. Acum tu dacă aduci cel mai tare manager din lumea asta, nu știu, șeful de la Apple, el nu o să facă nimic în TVR, pentru că s-ar putea să-l schimbe după 10 zile sau după 2 zile. Uită-te, o chestie care e foarte urâtă în TVR. Cei mai mulți șefi, adică cred că toți șefii în momentul ăsta, sunt interimari. Deci nu sunt concursuri. Dar asta e de ani de zile. Păi da, da, asta spun. De ce? Și te pun pe tine, micuțule, și zic, băi, prietene, păi dacă eu te pun pe tine și eu din 3 în 3 luni sau 6 în 6 luni, habar n-am, nu mă pricep la de-astea, eu îți reînnoiesc ție mandatul, oare cum te raportezi tu la mine, prieten drag? Înțelegi? Deci TVR-ul trebuie în primul rând reformat. Deci cu partea asta ești de acord. Că da. Despre asta se vorbea atunci, că ar trebui reformat TVR-ul. Cosmine, n-ai cum să nu reformezi o instituție care are 2000 și ceva de oameni și care nu e în stare să înlocuiască la un moment dat doi reporteri bolnavi de COVID pe teren. E aberant. Poate se gândeau că ar trebui înlocuiți cu alți doi reporteri tot bolnavi de COVID. Da, 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 ca să nu riscăm să se strice altul. Exact, da, da, da. Și nu mai aveau. Asta pe de o parte, deci reformă serioasă. Bun, tu nu trebuie să lupți pentru audiență ieftină. Nu, RTV-ul face audiență speriind oamenii cu titluri bombastice, cu multe nebunii. Nu, tu nu trebuie să faci asta, dar trebuie să ai audiență. Pentru că mai aud o chestie de asta self-sufficient, așa plină de suficiență la colegi de-ai mei care zic, bă, noi nu facem audiență, bă, noi suntem, pipirem, hai să tăiem emisia, că ne costă mult. Hai să tăiem emisia, o aruncăm și facem noi, între noi aici, nu? Micuțule, ne filmăm, dar nu dăm pe YouTube, ne uităm unul la altul. Nu se de 6 TV, așa. Deci e clar că trebuie să ai și audiență. E clar că trebuie să ai și audiență. Bun, nu trebuie să faci audiență, încă o dată, de asta ușoară, dar trebuie să faci audiență, pentru că dacă mesajul tău nu ajunge unde trebuie, iarăși n-ai făcut nimic. Nu-i nimic mai trist decât un jurnalist care are o poveste tare, dar care n-are curaj să-i o spună. Și atunci, asta e problema cu TVR-ul. Dacă îl schimbăm pe Adelin sau îl schimbăm pe Doina sau îl schimbăm pe Cosmin, nu facem nimic. Dacă politicienii nu găsesc o lege mai bună, nu despart două funcții, una e să fii PDG și una e să fii președinte și alta e să fii director general, dacă nu lucrează puțin la treburile astea, pe de altă parte mulți vin și spun să se închidă TVR-ul. Nu, e o aberație. Ai nevoie de o televiziune publică. De ce ai nevoie de o televiziune publică? Exact în momente de asta triste, când nu sunt bani în industrie, când, uite, sunt televiziuni comerciale, de-aia nici nu critic televiziunile comerciale care fac rating mai ușor. Păi aia trebuie să plătească lumina, să-și plătească angajații, trebuie să găsească soluții să supraviețuiască săracii. Și atunci, da, au mai coborât și tacheta. De ce? Pentru că e un cerc vicios. Mulți au plâns închiderea canalului TVR cultural, da, dar nu se uitau, că am scris la un moment dat pe Facebook, bă, dacă v-ați fi uitat toți care ați plâns, dacă v-ați fi uitat toți care ați plâns la închiderea lui, ar fi avut rating și nu l-ar fi închis nimeni. Deci de asta spun, nu râd de și nu le fac o culpă colegilor de la comercial care coboară ștacheta ca să poată să meargă taraba, da?
E, și atunci tu, în momentele alea grele, ai nevoie de o televiziune care să țină ștacheta sus, care e plătită de la buget și atunci lui îi spui, băi, tu ești, trebuie să fii un fel de BBC, păstrând proporțiile. Am prieteni care râd de mine, că sunt la TVR și le spun, bă, prieten, dacă eram la Londra, lucram la BBC, nu, asta e viața. Suna... Aveam altfel, știi, da, adică da. Și voi sunteți vina, adică și toți purtăm vina asta. TVR-ul arată cum arată țara, n-arată nici mai bine, nici mai rău. Deci cred că dacă nu se va face o reformă serioasă și deocamdată nu pare să fie vreo pornire de asta, avem pandemie, avem lucruri mult mai grave, nu se va schimba nimic. Asta cred că e și din cauza faptului că nu prea contează banii ăia nici pentru un om sărac. Cât e taxa asta pentru... Nu mai e taxă de mult, bani direct de la buget acum. A, da? Avem un buget de vreo 80 de milioane de euro pe an. E mult. Păi nu știe nimeni. E mult. Asta. Ba știe. Cătălin Tolontan, săracul, lumea... zice mereu. Ba da, și sunt ziariști care scriu și au zis săracii. Mă refer la oamenii ăștia care nu se mai uită la televizor și nu îi mai interesează, efectiv. Dar uite că TVR-ul are și lucruri bune. TVR-ul face teleșcoală acum. Nu toți au acasă tabletă. Uh-huh. Că vorbeam la un moment dat cu Maria, păi fiică mea avea tabletă, laptop și se descărcau și așa. Zic, mă, dar ce fac ăia care au un telefon și 6 copii? Uh-huh. Există teleșcoală. TVR-ul face și lucruri bune. TVR-ul face și lucruri bune. TVR-ul, de exemplu, a dat semnal la toate marile, de la mormântarea regelui Mihai până la 1 decembrie și acum, uite, astăzi s-au vaccinat membrii cabinetului. TVR-ul dă imagini tuturor și e ok să facă asta, pentru că de-aia e televiziune publică. Mm-hmm. Însă trebuie mers un pic mai departe. Sunt în continuare foarte mulți oameni buni la TVR, dar sunt foarte mulți care nu trec pe acolo. Sunt legende că sunt oameni care de la apariția cardului nu mai calcă până TVR. Eu am descoperit mari analiști de opinie care mă atacau pe mine, formatori de opinie care mă atacau pe mine, că ce ai făcut, bă, n-ai făcut nimic în TVR, stai și ei un salariu uriaș, care fusese răculești cu mine pe ușa dândos, luau și ei 6.000 de lei pe lună și nu călcau în TVR. Înțelegi? Asta e problema. Adică e păcat că se aruncă cu rahat în 2.300 de oameni. Dar sunt printre ei în continuare oameni care își fac treaba și care muncesc. Uite, toată perioada aia de stare de urgență, câte au fost 3 luni, au lucrat oamenii de la tehnic, MCR-ul, oamenii de la emisie și știrile. Sunt oameni care muncesc, care își fac treaba, sunt oameni ok. E Cătălin Ștefănescu care face o emisiune foarte tare. Era emisiunea Eugeniei Vodă. Sunt lucruri. E păcat, pentru că dacă tu nu vei reforma instituția asta, oamenii vor avea dreptate să arunce cu gălezi de rahat în ea, pentru că sunt o groază de neajunsuri și, cum să spun, îi luăm așa pe toți, la paușal. Și e păcat, e păcat, pentru că ai nevoie de o televiziune de asta. Dar ai făcut un reportaj la un moment dat despre un luptător, fost luptător ISIS. Uh-huh. L-ai făcut din banii pe care tu i-ai obținut. Da. Așa, și... Sponsorizare pe blog. Da, de la BMW și... BMW mașină, ca să mă duc cu mașina în Kosovo. Uh-huh. Din banii ăștia am plătit un prieten operator, am montat la TVR și am dat la TVR materialul. De și ce? Și de șeful ce? Meu direct îmi dăduse 8 la evaluare, îmi dăduse 8 la evaluare, știi că face o evaluare de asta așa. Uh-huh. Și am zis, uite bă, pot să zic cu cuvânt, uite bă de aici. Și mi-a dat nouă după aia, scuză-mă. Păi de ce fac asta? Pentru că e meseria mea, Cosmine. De asta e de la... Păi da, tu aveai deja mijloacele. TVR-ul nu putea în momentul ăla. Nu, TVR-ul nu putea în momentul ăla. Nu, zic, dar birocrați... puteai să faci chestia asta efectiv pentru tine, știi? Da, dar lucrez acolo și am zis că e corect să împac și capra și varza, pentru că eu iau un salariu acolo și am zis, frate, e meseria mea, îmi place, nu pot să fac chestia asta. Să știi că foarte multe lucruri de la deplasări tari de la TVR le-am făcut cu sponsorizări și uneori m-au ajutat. De exemplu, Claudiu Luca, ce era șeful meu în momentul ăla, am avut o relație mai mult decât contundentă, ne-am bătut, ne-am certat, ne-am așa, dar la un moment dat m-a ajutat să fac rost de niște bani, să mergem în 2014, cred, să mergem în America și să fim printre primii care filmează piloții de drone, ăia care pilotează drona din America și lovesc în Afganistan. Uh-huh. Și am filmat, TVR-ul a fost acolo, am filmat, eram cred că vreo șase reprezentanțe unor televiziuni sau radiouri, erau BBC America și așa mai departe, adică și am fost acolo. Am reușit să filmăm după Fox News F-35B al pușcașilor marini, un avion care aterizează pe de nouă generație, dar care varianta B, e cel care și aterizează pe verticală. Uh-huh.
Și ne ziceau ăia de acolo, din Arizona, era un ofițer de presă, zice, bă, dar cum ați venit, că săptămâna trecută a fost Fox News-ul și acum sunteți voi, dar ați venit în România, o, ce aprobări, ce... Știi, adică lucrurile alea le-am făcut cu sponsorizări și m-au ajutat oameni din interior să fac asta. Nu sunt un om care să știe să facă rost de bani. În 1999 am fost în Belgrad. Eram la TVR și atunci, eram mic, și am transmis din Belgrad, sponsorizat de Vântul, care pe vremea aia avea Dorm liniștit ăla, și Curentul, și ne-a sponsorizat cu ziarul Curentul. Am povestit într-una din cărțile mele întâlnirea mea cu Vântul, habar n-aveam cine-i Vântul, știam care bani, mi-a sunat de la Economic și am stat și eu la el la ușă. Și la un moment dat mă primește și îmi zice, și ce vrei, pustule? Păi vreau și eu bani să plec acolo și acolo și acolo. Ce, și ce mi-oferi? Păi zic, nu știu, că eu sunt reporter. Și atunci ce pula mea cauzi la mine, mă? Și după aia omul mi-a zis la sfârșit, bă, zice, dar de ce faci chestia asta? Pentru că e meseria mea, coane, și dacă nu o fac eu, ăla care era la sponsorizări nu o făcea pentru nici să uita la mine. Uh-huh. Eram un puș de 20 de ani, nu dădea 3 lei pe mine. Și am obținut, nu știu, câteva zeci de mii de dolari, TVR-ul a semnat contract și Televiziunea Națională a avut corespondent în Belgrad în 1999 pe o sponsorizare făcută rost de un rupt în fund, care cred că dormeam în cămin pe vremea. Deci asta zic, eu fac că e meseria mea. Deci eu fac acolo pentru că respect locul ăla și pentru că chiar cred că acolo se fac lucruri bune și nu știu dacă ți-ai luat odată, ia-ți odată o oră și uite-te la jurnalul de la 20. Să știi că e mai echilibrat decât ai tu impresia că e. Sunt știri mult mai curate, nu o să vezi tot felul de tristeți și de cu ce chiloți îmbracă Cristiano Ronaldo. Că eu mor pe știrile de sportive de la Pro, eu nu pot să le văd. Au 10 secunde și sunt despre ce gel folosește Cristiano Ronaldo, despre ce gel folosește nu știu ce mare jucător, dar nu despre fotbal. Nu văd rezultate de la Formula 1, nu văd rezultate de la MotoGP. E, la TVR, nu... Vorbesc de știri, știri. Nu o să vezi lucruri de genul ăsta. Deci sunt și părți bune acolo. De asta stau acolo. De asta lucrez acolo. Așa, cred, sper că mi-aș putea găsi un alt loc de muncă. Adică nu cred că sunt chiar atât de amărât să zic, bă, dacă am plecat de aici, mor de foame. Poate mă iei pe la The Fool, îți mai pun o bere, îți mai răcesc ceva, îți mai aduc o cafea, adică cred că mă descurc. Poți să fii, să transmiți de fața locului. Da. Băi, o să râzi. Deci am avut-o când am plecat, nu știu de unde, am plecat din realitatea. Știi că m-a sunat Huidu și mi-a zis, băi, tu nu te angajezi. Am stat acasă când s-a născut fiimea, vreo 6 luni. Am scris o carte și am jucat golf, că așa am avut eu de la Buzău, am mărât, zic, băi, am ajuns mare, hai să stau și eu un pic acasă cu fiimea. Am văzut eu că așa fac boieri, știi? Ți-ai luat an sabatic. Da, jumătate de an sabatic. Mm-hmm. Și atunci m-a sunat Huidu și mi-a zis, bă, tu cumva nu-ți găsești loc, apropo de The Fool, știi, să vin la The Fool. Zice, tu chiar nu-ți găsești loc în presă, e ceva așa, că te iau la noi, la Cărcotaș, mă, că poți să faci o chestie serioasă, să transmit. Mm-hmm. Băi, că a plecat Hrubar. Bă, m-a înduioșat așa, știi, zic, uite, nu, dar vorbea serios, nu făcea mișto de mine. Mm-hmm. Ce, băi, hai mă, că poate facem ceva. Băi, șerbunică, e bine, mă, deocamdată mai stau acasă și uite așa. Deci, cred că mi-aș găsi un loc de muncă, dar eu cred că în peisajul știrilor, vorbesc de știri doar, știrile de la TVR sunt foarte curate. Și să știi că sunt echilibrate, că acolo există teama aia mare, chiar dacă tu ești la putere, PSD, și mai dai un telefon și mai nu știu ce, există teama aia mare, bă, stai mă că ăștia se duc la CNA, hai să vadă și să fie și opoziția bine reprezentată, adică au stresul, mă uit la editori și la producătorii de la mine, au stresul ăsta întotdeauna, frate, ia-l și pe ălaltul, adu-l și pe ăla, pentru că ne cheamă la CNA, e scurt, e scurt drumul, știi, adică îți fac o plângere și te-au chemat, și atunci cred că sunt mai echilibrate decât în alte părți. Și de asta stau aici. Absolut. Ai spus la un moment dat că ar, în primul rând imaginea contează când un jurnalist pune o poveste. La televiziune 75% e cam, asta e, cântărește imaginea. La televiziune. Și de ce crezi totuși că oamenii ăștia de la Recorder, care au și un text bun, au și imagini clare, care îți formează și mai bine povestea în cap, știi? De ce crezi că nu au reușit să schimbe absolut nimic? Că mă refer aici în primul rând la treaba cu tăiatul pădurilor. Nu știu dacă ai văzut. Da, urmăresc asta. Au avut detalii reportajul despre asta, s-a sesizat instituția și instituția, în loc să facă ceva, a început să încerce să măsluiască tot. Știi care e drama? Foarte puțini oameni din societatea noastră vibrează la problemele astea. De-aia nu au succes. Dacă te duci pe stradă, e foarte multă ipocrizie în țara asta. Dacă te duci pe stradă și întrebi, dom'le, vă uitați la emisiunea, cea mai de căcat emisiune pe care o știi tu din televiziune?
cine domnule, eu? Cine domnule? Cum să mă uit eu la domnul Dan Diaconu? Nu mă uit domnule la Dan Diaconu. Și duce acasă și rupea telecomanda în două. Pentru că mulți nu dau 2 lei pe chestia asta. Cum poți schimba tu ca jurnalist lucruri? Cu presiune, prin presiune socială. Adică dacă eu dau un reportaj care se viralizează, oamenii aia pun presiune pe politicienii lor. Dar când văd, aleși de ei, da? Dar când politicienii văd că au dat un reportaj greu, tare, și au vibrat 3.000 de fraieri. Mă, lasă-i așa. Păi nu-s chiar 3.000, păi asta e chestia. Nu, raportează la nivel de societate, asta spun. Gândește-te, nu câte vizualizări au, că au vizualizări. Eu îți spun că la nivel de societate, da, toată lumea condamnă presa. Că, uite domnule, rețete de 2 lei, că faceți... Presa face așa pentru că asta e țara. Eu nu cred că unor editori sau producători de la televiziuni comerciale nu le-ar conveni să facă numai transmisiuni din America, de la Biden, că uite vine Biden, uite s-au bătut în Congres, uite ce tare. Dar îți spun, am lucrat la Observator, la Antena 1, 10 ani, un deceniu. Făceam lucruri de astea și pe urmă ne uitam că se duce așa în jos. Și omul era, te bătea Cătălin Radu Tănase cu o doamnă violată, cu nici Cătălin Radu Tănase, nu cred că de drag făcea chestia asta. Dar îți spun, e un cerc vicios, tu trebuie să, încă o dată, cultura nu se face la televizor, cultura se face acasă, cultura se face la școală, cultura se face în familie. Nicăieri în lumea asta educație. Nu se face educație și nu faci cultură, nu-ți deschizi orizonturile uitându-te la televizor. A, pentru asta există BBC, există televiziuni publice ca TVR-ul care ar trebui să facă și să susțină cultura, exact, fără rating și fără chestii. De asta presa arată așa, pentru că țara arată așa. Adică eu, jurnaliștii pe care îi cunosc, cei mai mulți dintre ei sunt oameni onești și oameni care ar vrea să facă lucruri notabile, nu știri de 2 lei din față de la nu știu ce instituție. Dar când vezi că, mi-aduc aminte de discuțiile din Clubul Român de Presă, eram la un dat reprezentantul Antenei în Clubul Român de Presă și venea, domnule, să nu-l mai dăm pe Vadim Tudor, că incită la ură, că nu știu ce, da, domnule, și îl dădea X. Și ăla făcea rating, și tu te duceai în cap. Puc. Bine, măcar la o, știu că a fost la un moment dat o tranziție și Vadim Tudor de la niște chestii serioase a trecut în zona de entertainment. Că de asta și a ajuns Dumnezeu să-l capatos, ierte Dumnezeu și cine să-l mai ierte. La el, da. Da, capatos, da, da. De asta a ajuns memă până la urmă, știi? Adică la un moment dat nu-l mai lua nimeni în serios. Nu, dar îți spun, de asta săracii băieți de la Recorder care fac lucruri senzaționale și nu numai ei, sunt foarte mulți pe net care fac lucruri tari, de asta nu lasă dâre mai mari. Adică ei fac lucruri bune, jurnalistic vorbind, dar undeva lanțul ăla se întrerupe, știi? Adică publicul trebuie să pună presiune pe politician după ce vede asta. Cum pui? Că tu ai fost pe 10 august. Mie mi se pare că 10 august pentru noi ca români semnifică un punct și de aici trebuie să înceapă altceva. Pentru că sunt convins că 70% din oamenii care au ieșit atunci la victoriei nu ar să mai iasă niciodată în stradă. Din foarte multe motive. Unul, că atunci ne-au dat cu gaze, că eram și eu, cu gaze, cu explodau alea pe acolo, așa, cu ce au făcut jandarmii. Așa. Că asta, știi, în momentul în care tragi la răspundere politicianul, cam asta faci. Că altfel, vedem, că l-a vot iarăși. Acum n-a mai ieșit nimeni. Din aceleași motive. Ai votat? Am votat, bineînțeles. Na, e o datorie civică, trebuie corect, să... Corect. Am stat mult să mă gândesc dacă are sens. Corect. Și iarăși se dovedește, știi, cu asta cu Nicu Șordan, dar stai că trec de la una la altă. Revenind, la victorie, aia era singura posibilitate să-i tragi pe ăștia la răspundere. Bun, nu v-am votat. Bă, frate, dar e și viitorul meu aici. E viitorul meu, e alăstura care v-au votat, într-adevăr, că e democrație. Dar până la urmă, dacă vii și, bă, erau copii acolo. Adică am fost acolo, am transmis de acolo. Și în momentul în care tu faci chestia asta, e clar că eu nu o să mai ies niciodată să-mi spun punctul de vedere. Adică să-mi exercit dreptul de cetățean. Da? Care e nemulțumit în țara lui. Și sunt convins că 70%, repet, din oamenii ăia, minim 70%, nu o să mai iasă, nu o să mai meargă la vot, pentru că te bagă la un moment dat într-o depresie toată chestia asta, că până la urmă vine PNL-ul, face fix același căcat pe care l-au făcut ăia. Sper la ceva, la USR, că-s noi,
Știi? Și parcă vezi acolo niște sclipiri la niște oameni. Și după aia pula a venit Nicușor Dan. Bă, deci să e pe Facebook aia cu alege-l pe Nicușor Dan și de luni faci duș. Păi cine a făcut mă duș? De când a venit Nicușor? Bă, n-a mai ieșit Nicușor, adică a ajuns primar. Bă, măcar vino și spune, bă, public, fă ceva, vino și zi, bă, nene, uite ce se întâmplă. Eu am ajuns primar, dar țevile, nu știu a care... A ieșit pe la Digi, a făcut conferințe de presă, a fost pe la TVR. Nu știu, mi se pare că parcă nu e nicăieri. Cosmin, într-o democrație, deocamdată democrația e cel mai performant sistem inventat de om, dar nu e perfect. Și cu asta termin, că asta era întrebarea, că eu doar mi-am spus soful. Întrebarea e, care e soluția? Cum mai tragi la răspundere pe... Cum îi tragi la răspundere pe ăștia? Asta încercam să spun, că într-o democrație îi tragi la răspundere prin vot. Și presiunea, într-o democrație, lucrurile așa funcționează, okay. Nu? Tu vii ziarist, arăți o chestie uluitoare, mm-hmm. Oamenii reacționează și schimb mentalități și mm-hmm. pun presiune pe politicienii lor, cum? Prin vot, mm-hmm. Nu? Teoretic. Dar când ție la 30 de ani de la Revoluție ți-au ieșit sub 30% sau cât au fost acum? Nu? Cam așa au fost. No, 30, 32, 35, 33, da? Da? Ok. E greu. Pe de altă parte, e foarte ușor, știi, mulți prieteni vin și spun, bă, politicienii ăștia-s de căcat, ăștia sunt slabi, băi, sunt ca noi. Când noi toți vom arăta altfel, nu tu, nu nevastă ta, nu prietenul tău, nu în bula ta acolo, nu, când toată țara, când media noastră, 20 de milioane adunați și împărțiți la 20 de milioane, când media asta o să fie mai mare, te asigur eu că și Viorica Dăncilă o să fie altfel. Mm-hmm. Și politicianul o să fie altfel, și Ludovic Orban o să arate altfel, și Adelin Petrișor o să arate altfel, și stand-up-ul Micuțu o să arate altfel. Adică nu poți să spui că politicienii n-au venit ca Neptun din spuma mării. Mm-hmm. Au fost votați, Dragnea a fost votat, mm-hmm. Ludovic Orban a fost votat, nu? Adică sunt oameni care primesc voturi. Corect. Și atunci, asta, noi ne învârtim ca găina aia beată, ne dăm cu capul de pereți, uh-huh. Și când e de vot, a fost un puseu de ăsta social, dacă ți-aduce aminte, la europarlamentarele de după, uh-huh. Au ieșit oameni, au votat, au nu știu ce toți, își puneau poze, după care n-au mai votat. Și suficiența de asta, băi, chiar n-am cu cine să votez. Băi, nene, din aia pe care... Eu înțeleg. Știi ce spun? Înțeleg ce spui. Și repet, aici nu vine decât gândul ăsta că e o responsabilitate civică. Așa merg lucrurile într-o democrație, așa trebuie. Corect. Să meargă, că mă întrebai cum se pune presiune, așa se pune presiune. Corect, doar că în momentul în care te dezamăgesc toți... Da, îți vine să-ți bați și dai cu șapca de pământ să pleci, corect. Mai votezi un independent, corect. Într-adevăr, dar... Eu înțeleg chestia asta că, bă, până la urmă trebuie să pornești de la tine, să nu mai arunci hârtia fiecare pe jos, împătrățica lui. Să nu-ți mai arunci chiștocul, corect. Să nu arunci cu vin în pizda mătii în ambulanță, că e ambulanță în pizda mătii și trebuie să salveze în pizda mătii pe cineva, nu că a început să-ți plângă fita, în pizda mătii să-ți fut, că sunteți aceiași aia care vă băgați pe... banda de urgență și trebuie să treacă o ambulanță, dar să ajungeți voi în pizda mamilor voastre. Știi cum se schimbă asta? Cum s-a întâmplat? Amenda a luat 2000 de lei soția pentru că a chemat aiurea 112 și omul mi se pare că a luat vreo 2200. Mm-hmm. În ADN-ul germanilor nu sunt lucruri deștepte codate, sunt la fel, au și ei pulsiuni, au nebunii. Zic. Dar până la urmă când vezi poliția fără cirofar, coerciția, când întoarce pe zi pe dublă continuă. Asta îți spun, cu parul s-a făcut civilizația. Da. Adică dacă omul nu știe, dacă nu există componenta asta, dacă nu există coerciție, eu mor și întotdeauna am pus, au râs de mine la un moment dat prietenii, puneam pe Facebook oamenii care parchează pe locurile de handicapați. Băi, mm-hmm. Băi, la mine, în Băneasa acolo, sunt mii de locuri în parcarea aia. E parcarea 3/4, e goală și vin și bagă mașinile până acolo. O dată sau de două ori am văzut amenzi. O dată sau de două ori am văzut amenzi. Normal că la parchează de câte ori îl taie capul. Mm. Normal că la parchează. Chiar glumeam cu un prieten, zic, bă, dacă o să fiu urat un om de afaceri, o să-mi fac un bar unde poți să vii cu mașina, băi, târlane, și să o bași până la bar, că te și lauzi că este X20 sau GLZ, și te lauzi și cu ea, te dai și jos, știi, te urci pe scaunul de la bar și ți-o parchezi acolo.
dacă nu îi sperii pe oameni... Bani ai face chestia asta. Nu râde, că asta chiar e... E chiar o idee super bună. Gândește-te, dacă omul ăla nu primește amendă, dacă omul ăla nu primește amendă, Cosmine, cum vrei, frate? La full de vară, să poți să intri cu mașina până pe scenă. Da, la full de meltean. Full pentru melteni. Nu spui așa nu ceva. Spui. Nu spui. Va pui mic, pui asterisc și pui jos. De fapt, și dacă ai spune așa tot ceva, ar fi omul... Ce? Își pune pe mașină meltean. Deci asta e suma, asta e media aritmetica noastră. Atâta putem și la jurnaliști, și la politicieni, și la stand-up-uri. Atâta s-a putut. Doar că, iarăși, eu tot încerc și tot, de asta tot întreb oameni, că s-ar putea să mă repet des. Eu tot întreb pentru că văd cercul ăsta vicios, adică a început să mi se contureze din ce în ce mai bine în minte, plecând de la chestii simple, de genul de ce nu se ridică mașini în București, pentru că nu ai parcări. Corect. Dacă ai avea parcări, da, ai putea să ridici mașini. Îți dau un contraexemplu. Vrei să-ți arăt o parcare care e goală tot timpul și oamenii mormănesc mașinile lângă ea? Parcarea de la Unirii din spate. Vrei să mergem să vedem? E aglomerație la ultimul etaj unde camerele. Să spală mașini. Haideți cu mine. Hai să da, luăm da, camerele da. Și hai să acest mergem. John Simpson al podcastului, știi? Mi se pare tare că băieții se uită la mine. Eu am tot fel de căcaturi din astea în cap și au avut așa o... Știi unde poți să te mai duci? La universitate. Tu te înfață la Biserica Rusă să vezi mormănite mașinile și intră în parcare la universitate. Nu, și eu am văzut chestia asta, dar iarăși ar trebui în momentul... Uite, mi se pare că Boc face o chestie bună pentru că se face tam-tam, tată. De fiecare dată când se deschide o parcare și nu se întâmplă odată la când trebuie să mă alegi. Nu, se întâmplă măcar odată pe an. Din ce am văzut eu, acum știu, clujenii sunt super nemulțumiți. Păi da, ce e acolo, Florești, trafic. Știu, și eu, că e trafic mai... Era să-mi iau bătaie de la prieteni din Cluj și am zis, băi, termină-mă, tu stai la București și se pare că avem aplicație, că e frumos. Știu. Da. Bă, da, ai aplicație. Lucrurile sunt la mijloc. Cred că e un tip foarte bun, e un foarte bun comunicator, din ce am văzut. Da. Am stat de vorbă de câteva ori cu omul. Uh-huh. E foarte bun comunicator, are foarte mult PR în el. Știe, dar nu PR ostentativ, să scrii pe mașină a cuie sau să faci făcut început de Traian Băsescu, terminat, nu știu. Nu, tipul este fin. Tipul e, adică, dar cred că merge foarte mult pe PR. Adică hai să luăm, sunt ziarist, da? Hai să luăm metroul ăla de care tot vorbesc, da? Când se va face metroul ăla? Bun, au început cu studiul. Adică știe, omul știe să pună problema, știe să comunice, ceea ce nu-i puțin lucru. Dar nu l-aș lua chiar așa, mamă, e eu n-am zis că e Dumnezeu. Nu. N-am zis că e Dumnezeu. Pe pământ. Nu, am spus comparativ cu ce mi-aș dori să avem și noi prin București. E un om, știu că l-am filmat o dată la DNA, era chemat într-un dosar, adică nu la DNA, la DICOT. Îți dai seama, când te cheamă procurorii la DICOT, nu ești, băi, a avut atâta, asta m-a apreciat la el, a stat și a ascultat toate întrebările. La DNA și la DICOT sunt câțiva oameni care se pricep și câțiva care te întreabă ce culoare ai la șosete, ce... Da. Și sunt câțiva numai care râd și țin microfon. Băi, a ascultat toate tâmpeniile alea și a zâmbit, a vorbit și atunci mi-a... De asta spun, e un foarte bun comunicator. A stat, a zâmbit, deși nu cred că avea chef să zâmbească. Era o chestie cu primăria, un dosar, în sfârșit. Da, asta e iarăși o calitate pe care o vrei de la un politician. Asta-ți spun. Și mi-a plăcut că a răspuns tuturor întrebărilor, deși unele erau stupide. Ți-am povestit faza aia cu la Parlament, Mircea Joană era șeful camerei, șeful senatului, pardon. Și dă niște declarații. Și la un moment dat, după ce termină declarațiile, o doamnișoară întreabă: numele și funcția. S-a lăsat liniște. Deci, încă o dată, era șeful senatului. S-a lăsat liniște. Ăsta se uită, zice că e căprioara între faruri, stânga-dreapta. Nu știa omul cum să reacționeze. Mircea și-a plecat. Înțelegi? Deci, Boc a răspuns tuturor întrebărilor, inclusiv unora stupide și așa, cu mult tact. E un bun comunicator. Eu cred că orice lider, că e primar, că e șef de autobază, trebuie să aibă și o componentă de comunicare, să știe să vorbească cu oamenii. Boc știe să vorbească cu oamenii. Dar oare faptul că tu ai stat o bună perioadă din viața ta în războaie? Am stat mai mult în pace, nu? Da, am fost, am văzut lucruri. Comparativ cu noi ăștia trei, ai văzut niște lucruri. Bine, eu am făcut și armata la jandarmerie, adică îți dai seama. Huo. Treaba ta. Nu, eu am zis huo. Treaba ta. Nu-s eu aici. Da, trebuie pe lângă mine. Nu-s eu aici. Da. Deși una dintre fazele mele preferate, eu știu că jandarmii, câteodată își fac meseria și au ordine,
Bă, da, faza mea preferată de la 10 august atunci a fost când un gagiu cu cască, un jandarm, fugărea efectiv ca ultimul cioban, o gagic. Bă, da, o fugărea, zici că dacă o prindea, o mânca cu fulgi. Bă, și a venit șau cu cască. Nu era cu motociclistul? Ăla. Ăla la Victoria. Bă, când exact l-a placat, da. Mamă, când l-a placat. Și a fugit. Și a fugit, băiat. Dar ai văzut ce sportiv era motociclistul? Că s-a văzut cu flic-flacuri, cu... Da, da, da. Eu nu am spus niciodată asta, vreau să-i zic acum, poate cine știe, să uită la podcastul ăsta, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Bă, băiatule, deci cum a fost ăla, a fost, mi s-a părut, eu am pus pe Facebook aia și mi-a șters-o Facebook-ul aici, nu? Da, iartă-mă că te-am întrerupt cu jandarmeria, cei de război. De... Așa, și revenind, și mă gândesc că în tine, la un moment dat s-a instalat senzația că în momentul în care erai într-o zonă de asta de conflict, ai noroc că ești acolo. Nu, știi ce s-a dezvoltat în mine? Că am noroc că trăiesc în țara asta. Și chiar vorbesc serios, adică deși e la periferia Europei, adică e mai la est și suntem mai rupți, nu avem PIB-ul Germaniei și nu o să-l avem nici într-o mie de ani. Întotdeauna am văzut partea plină a paharului. Adică, pe mine, faptul că am văzut câteva lucruri de genul ăsta, mai urâte, deci de câte ori mă întorceam la autopeni, băi, nene, cu mizeriile alea, cu case mai mici, mai mari, mai roz, mai mov, mai... Mamă, zic, ce-ai că sunt în paradis? Deci mie mi se părea, când mă întorceam din Irak, am avut o perioadă prin 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, când ajungeam mai rar la Buzău și mai des în Afganistan sau în Irak. E, de câte ori mă întorceam, ți-am zis, mi se părea otopeniul ăla și mi se părea șoseaua aia București-Ploiești, mi se părea așa o chestie senzațională, știi? Adică frumos și verde și... Și am învățat să văd partea plină a paharului și mă cert cu prieteni, inclusiv în ziua de astăzi, poți să fii pro-vaccin sau anti-vaccin, e treaba ta. Eu țin cu știința, eu sunt programat la vaccin, săptămâna viitoare am încercat să mă programez mai repede, n-am putut, mă duc și mi-l fac, e treaba ta dacă vrei sau nu. Dar eu, uite, de ce avem vaccin? Știi când se vor vaccina băieții prin Kosovo sau prin Albania? Știi când? Probabil de la primăvară încolo. Crezi că țărișoara asta, dacă n-ar fi fost în UE, ar fi avut vreo șansă să intre, adică UE, Israel, Japonia, dacă vrea, Australia, Noua Zeelandă, Canada, Statele Unite? Ai fi avut vreo șansă? Vlad Voiculescu tot spune chestia asta și are dreptate. Deci am încercat să văd partea plină a paharului și întotdeauna am zis, băi, uite așa cum suntem noi. Facem parte din Europa, care, orice ar fi, din punct de vedere al civilizației, e în continuare miezul. America fără Europa nu o să facă nimic niciodată și de asta foarte mulți lideri europeni l-au urât pe Trump, pentru că a împrăștiat și a divizat și mai mult oamenii și a încercat să bage bățul prin gard în Europa. Bine că faceți Brexit-ul. Bă, nu e bine și o să vedeți că nu o să fie bine nici pentru voi, nici pentru noi care am rămas în UE. Și am văzut partea plină a paharului. Faptul că am mâncat pui și am băut lapte la Bagdad și mă trezeam dimineața, făcea, așa, literalmente făcea hotelul așa și vedeam, a mai fost un Tomahawk care a lovit Palatul al-Salam. Faptul ăsta m-a făcut să apreciez zgomotul de tramvai de pe 1 mai. Mă duceam la vară, mi-avea o garsonieră, mă duceam când eram mic cu gagici pe acolo și s-auzea tramvaiul. Și până te deranjează, nu mă, ia uite ce frumos e tramvaiul, cum s-aude tramvaiul mergând zâng, 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 zâng la 5 dimineața, știi? Decât să auzi alte lucruri. Și cred că pentru mine chestia asta a fost un bilă albă, adică m-a ajutat să trec peste multe lucruri. Și dacă mă oftică ceva foarte tare, mă oftică românii care își dau singur cu căcat, dau cu căcat în ei în discuțiile cu străinii. Mor pe chestia asta. Da, bă, dar noi suntem români. Păi, suntem și cu bune și cu rele. Uite, am trăit să văd la Digi o doctoriță din Suedia care spunea, băi, frate, noi nu avem o aplicație de asta cum aveți voi cu vaccinul. Care între noi fie vorba, a avut necazuri mari, a avut scame mari. Știu. M-a închinuit 8 ore ca să-i programez pe ai mei. Am sunat, mama n-a apucat, mama a vrut să se programeze și a dat că CNP-ul e deja nu folosit. Există, e moră, da. E, gândește-te, deci cu toate astea nu suntem nici mai buni, nici mai... Uneori suntem mai buni, alteori suntem mai
proști. Adică ca toți dar alții. Exact, exact. Băi nene, când am câștigat la un moment dat un grant să filmez în Japonia ceva. A fost un concurs de scenarii, Japonia la un an de la tsunami. Uh-huh. Cred că au fost sute de scenarii depuse din toată lumea, televiziuni mari, și au câștigat vreo 20, inclusiv noi la TVR am câștigat ceva. Și eram la discuție cu ambasadorul Japoniei la el acasă. Cu ambasadorul Japoniei încă vreo 2 ani și cu o colegă de la TVR din vremea aia. Păi nene, dacă nu-și pune asta cenușă, păi da, noi românii care... Băi, frate, băi, ai două picioare, ai două mâini, ai și părți bune, ai și părți rele. Ne place foarte mult să suntem provinciali așa, suntem... Bă, noi suntem niște rupți. Da, vezi că și tu faci chestia asta, chit că o faci la mișto, că deseori te aud cu asta, cu, chiar dacă-s de la Buzău. Da, mă, nu, asta e o glumă, mă, asta e o glumă. Bă, de cartier. Bă, e o glumă, dar dacă o spui foarte des, că și asta cu România, știi? În momentul în care spui foarte des, da, mă, dar noi suntem de căcat. Chit că o spui așa, nu o crezi până la capăt, bă, dar când o spui... Băi, Cosmine, eu îți mândru că-s din Buzău, adică chiar e glumă, acolo. Înțelegi ce spun, adică, dar mor... De ce, mă, că aveți Mac, de asta ești mândru? Băi, frate, nu, frate, că e tata de acolo, înțelegi, și să-i... Dă... Glumit, nu, îți dai seama, deci chiar cred că de multe ori ne punem aiurea cenușă în cap. Absolut, și suntem niște proști, nu suntem... Avem copii noi deștepți. Noi românii suntem niște proști. Nu, dar uite-te, întotdeauna, știi, și asta mă scoate din minți, știi? Frate, nu sunt nici mai prost, nici mai deștept. Am momente în care probabil că n-ar trebui să ies din casă, că sunt varză, dar avem oameni deștepți, avem oameni proști, avem comici, avem unii care nu știu să ne facă să râdem involuntar, știi, politicieni mari. Dar nu suntem nici mai buni, nici mai răi decât alții. Nu suntem chiar pielea pulii. Și asta zic, văd partea plină a paharului și cred că m-a ajutat foarte mult și în meserie și poate că am mai reușit să mai fac câte ceva ce părea greu la momentul ăla, de exemplu să mă duc la Guantanamo când nimeni de până zona asta de Europa de Est nu reușise și am făcut-o bătrânește, am mai trimis un mail, adică n-a fost nimic senzațional. E, dar faptul că am fost pozitiv și că m-am încărcat, am zis, bă, nene, nu se poate, mă, uite, paharul ăsta e jumat. Chestia asta m-a ajutat și poate că și războiul m-a ajutat, pentru că după ce compari, adică dacă vei compara România cu Irakul în război, o să ți se pare într-adevăr România brici. Și asta cred că te ajută și îți face bine la cap. Eu am un prieten doctor în Austria. Și povesteam de treaba asta cu vaccinurile, că au început să se vaccineze cei care trebuiau să fie vaccinați, dar ușor, ușor au venit și bugetarii, știi, care n-aveau neapărat treabă, dar se mai băgau rude și așa, zis, bă, stai liniștit că și în Germania și în Austria e mai rău. La fel. Adică la un spital, a zis că un spital mare din Germania, a fost știre la ei că n-au mai avut vaccinuri pentru asistente, pentru că s-au vaccinat doctorii și după aia ăștia din conducerea spitalului au zis, stai mă, că din doza aia tu faci 5 așa. Și au calculat ei câte vaccinuri de fapt intră în așa, ce ai să ne facem noi, așa, și au mai chemat și nevestele și amantele și nu știu ce, și după aia au venit asistentele și nu mai e. Mai puneți apă. Da. Și e Germania, tată. Da, se întâmplă, asta spun. Adică, uite-te în America. Trump a ieșit președinte și a condus America 4 ani. Deci am fost când s-a întâlnit prima dată cu Kim Jong-un, am fost norocos, da, am fost acolo, da, am fost la Singapore. Mm-hmm. Frate, îmi venea să plâng. Deci vorbeam, sunt un om care urăște dictatura, ca și tine, am crescut în dictatură, știu ce e aia, să dorm cu, astăzi se numește cagulă, atunci se numea fest de astronaut, știi, de cosmonaut, că dormeam cu dăla așa când te căcai pe tine de frig. Punea mama ta plapul mai aia grea să nu te miști, parcă tu ai avut, sau nu știu care a avut, are un moment de ăsta unul dintre comedianții noștri. Cred că Dan Badea. Da, să așa. Punea, exact, pune plapul mai aia grea pe tine să nu mai miști. Frățiorule, cu pijamale de alea groase. Deci urăsc dictatura. Băi, când l-am văzut pe reprezentantul lumii libere, gudurându-se pe lângă dopul ăla de dictator, băi, gudurându-se, că se gudura, i-a arătat limuzina, bagă 30, bă, ia uite ce ușă grea, ca un nebunit aia în serviciile de securitate, că să nu intre și în ea, știi, în mașină. Deci mie mi s-a părut Kafka, adică suprarealism, cum președintele, omul care conduce lumea liberă, se gudură pe lângă cel mai dictator dintre dictatori, înțelegi? Adică un om care își înfometează poporul, că am fost acolo, am văzut, n-am găsit cafea, frate, era cu nechezol ca pe vremea lui Ceaușescu.
Acum a mai schimbat, mai dă poze de alea, a făcut trei titic, știi, comedii de alea, să dau oia, tiribombe, nu știu ce. Deci am rămas blocat. Deci asta spun, uite ce necazuri au alții. N-am nici cu Trump, doar că nu l-aș fi văzut vreodată președinte. Dacă spui asta în România, și ce băi, crezi că Hillary era bună? Nu, nu era bună. Hillary l-a ajutat pe Trump să ajungă președinte. Pentru că Hillary era văzută de oamenii de acolo drept o ipocrită, care vorbea despre egalitate, sărăcie, oameni care trebuie ajutat, și ea lua milioane de euro, de dolari, de la băncile de pe Wall Street, că vorbea la nu știu ce conferință. Da, ea, păi dacă și l-a făcut ea l-a pe Trump să pară coloană vertebrală. Asta spun, și ea l-a ajutat pe el. De asta spun că sunt probleme mai mari în alte părți. Adică nu suntem chiar nici cei mai proști, nici cei mai... Da. Suntem și noi cu bune și cu rele. Am văzut documentarul exact atunci când a apărut, imediat după ce l-ai realizat, l-ați realizat, și a fost foarte drăguț că e o imagine cu tine acolo, transmitând, bine, nu erai în direct atunci. Am transmis în direct din direct. Corea de Nord. Am și transmis în direct. Dar nu asta știu nu cred că faza aia era în direct. Nu, din era în centru Fenianului. Când s-auzea muzică în difuzoare? Nu, aia e filmată. Nu mai știu. Uh-huh. Clar e că s-ar putea să fi fost aia cu muzica, da? Și clar e că era în centru, ai spus că ești în centru, în spatele tău era un monument din ăsta gigant. Aia știu care, da. Și aveai... o ditai groapa în fața. Da. Păi de-aia era și făcut așa, n-ai văzut cadrul? Asta zic, că erai tu poziționat aici și groapa era fix aici. Și cum tu, na, văzând la viața ta dictatori, cum crezi că se pupă lucrurile astea? Că până la urmă, adică ai senzația că s-ar fi astupat groapa aia doar dacă trecea Kim Jong-un pe acolo? Am niște fotografii care sunt, după părerea mea, nu-s fotograf. S-a nimerit, fac fotografii, dar nu-s fotograf. Am fotografii cu soldați care adună apa cu cârpe într-un lighean, că urma să ajungă Kim Jong-un acolo. Mm. Sunt în albumul cu fotografii din Corea de Nord. Din deci, groapă sau ce? Nu, era apă pe șosea. A, pe și jos. O adunau cu prosop și cu... Da, cred că dacă ar fi trecut bătrânul sau ăsta nou acum acolo, fiu, Kim Jong-un, da, cred că ar fi astupat. Dar să știi că și pe vremea lui Adrian Năstase am văzut când adunau chiștoace la un drum. Și n-avea Adrian Năstase vreo vină, că nu cred că el s-a adunat toate chiștoacele alea de pe drum. Dar adunau, băi, nu știu. Cosmine, nu știu. Eu îți spun că am văzut niște oameni care adunau chiștoacele de pe marginea drumului că urma să se taie panglica. Ai spus de Vlad Voiculescu. Mi se pare că e singurul, adică e singurul om pe care îl plac cu adevărat din toată chestia asta, știi, politică. Până sper să nu se dovedească a fi și el ca ceilalți. Dar dacă Vlad Voiculescu era în locul lui Adrian Năstase, eu nu cred că avea nimeni grijă asta. Adică nu poți să zici că, bă, nu cred că era vina lui Năstase, ci ăștia, ca să-l pupe în cur. Păi nu știu, eu spun ca ziarist, tu ești entertainer, eu sunt ziarist, eu n-am voie să fac politică, știi, n-am voie să, când comentez fotbal, nu poți să zici că ții cu Steaua sau că ții cu Dinamo. Uh-huh. Nu știu, eu de asta spun. Eu... Deși se simte când zici gol. Da, când zici gol! Da, aoleu, apropo, să spun o fază, transmitea Antena, cred că Steaua Dinamo, nu, Steaua Rapid, cred că jucau ei în sferturi de cupe europene sau ceva de asta tare. Și eu transmiteam despre securitate. Știi că erau cu măsuri, n-aveam nicio treabă cu fotbal. Și m-am dus pe stadion așa și am zis frumos, da, 300 de jandarmi, 400 de mașini, 5 pompieri, 3 câini lupi, știi, măsuri de securitate extraordinare. Și eu nu sunt la sport, pot să zic, hai Steaua. Frățiorule. N-au sărit aia de acolo, dacă era și... Deci mi-au povestit oameni care au filmat la meci după aia câte și-au luat și mi-au zis, băi, tâmpitule, știi? Zic, băi, dar eu nu comentez sport, deci eu pot să zic da, așa, bine. Eu, știi? Dai, copil prost, înțelegi? Fiind și pe ecran acolo, da, îți dai seama că a zis ăla, da, aia, mai am tot treabă. Da, știi, și la sfârșit, hai stau. Am fost elist în copilărie. Revenind la Corea de Nord, v-ați gândit în momentul... Eu țin minte de atunci, iarăși, de când abia a ieșit documentarul. E documentar, până la urmă. Da. Nu poți să-i zici reportaj. E reportaj. Bine. Da, în sfârșit.
Eu sunt reporter, e reportaj. Bun, hai am fost cu el la Astra, a fost super tare, am avut sală plină, era ea, ne-au mai ținut o oră, ne-au ținut după, a fost proiecția senzațională cu străini, cu întrebări, cu, a fost genial atunci, adică, e un reportaj. V-a intrat un morcov în cură atunci când ați văzut că tot intervievați oameni pe stradă sau la paradă atunci sau așa. Și v-a intrat așa un morcov în cur când v-ați dat seama că... Pentru că mie mi-a intrat uitându-mă de acasă la chestia aia, când i-ați luat interviu tipei care avea un copil mic. Da, a fost foarte... Și când i-a spus ceva, nu mai știu care a fost întrebarea... Și nu știa ce să răspundă. Da, și nu știa ce să răspundă. De ce e importantă sărbătoare? De ce e importantă ziua... De liderului. Ziua liderului. Și ea s-a blocat și eu n-am mai văzut frică... E, da... La modul ăsta, adică ea, știi, exact, dacă n-au văzut oamenii să se uite, e frica aia când ți se încleștează gâtul. Nu poți să mai vorbești. Se blochează corpul și e înghețat, efectiv. Ceea ce era și mai tragic, că era copilul ăla care se vedea că el săracul e inocent și nu știe ce se întâmplă și încerca să se joace un pic. Și măsa care a înghețat, efectiv. Și nu v-a intrat un morcov în cură atunci, având securistul lângă care traducea că s-ar putea să femeia aia să a doua zi... Ea a răspuns corect până la urmă. A răspuns corect după ce a ezitat. Eu, da, i-a tradus dacă, ăla. Dacă am revenim tradus, la sistemul nostru comunist, și ce era pe vremea lui Ceaușescu, lucruri de genul ăsta te băgau la închisă, nu te omorau. Noi am zis și am avut o discuție cu șefii mei, cu editori, cu producători, cu redactorul șef, atunci directoare, cred că era Anca Lăzărescu. Exact despre asta, pentru că ne-am gândit că și pe aia pe care îi arătai că dorm. Dar da, da. Noi voiam să-i arătăm și arătam că erau aduși cu 10 ore înainte, exact cum era pe vremea lui Ceașcă. Ăla apăra jumătate de oră, dar erau de 12 ore, erau terminați. Erau. Și dansatori și militari. Asta am și discutat, că îi punem în pericol pe oamenii ăia. Și a fost dezbaterea, dacă vrei să arăți că e fake și că oamenii suferă, cum poți să faci chestia asta? A fost complicat și e complicat și întotdeauna am vorbit despre chestia asta, că oamenii s-ar putea să sufere cum sufereau români după ce filmau jurnaliști străini pe vremea lui Ceaușescu aici. Dar am zis, dacă vrei să arăți măsura nebuniei de acolo și poți să o faci așa, îi ajuți pe toți 25 de milioane în speranța că la un moment dat se va rupe lanțul, cum s-a rupt și la noi. E foarte greu, rămâi cu, știi, te încarci cu lucruri, dar cum să faci? Cum poți să faci? Am avut discuția asta în redacție, exact asta, pentru că tu pui în pericol niște oameni, arătând că dorm, arătând că sunt rupți, arătând că n-au ce mânca, arătând că stau la coadă. La un moment dat era o coadă, deci stăteau așa pe vine, știi? Am văzut. Și atunci eu, copil care am crescut la coadă și știu ce e aia să te lupți pentru un carton de ouă, am zis din prima, zic, hai să filmăm acolo. Și da, de ce, că nu-i nimic? Zic, da, prietene, e o coadă unde n-a venit marfa, că eu cunosc, am stat la cozile, dacă poți să-l prostești pe prietenul meu american, nu e nicio problemă, pe mine nu mă prostești, că eu am prins coadă, știu ce înseamnă aia. Da, e trist, dar pe de altă parte nu poți, pentru că altfel o să arăți ce-ți arată ei, că au rachete mari, că sunt oameni mulți și că iubesc. Nu, dar întrebarea mea era, nu neapărat că i-a spus în pericol, bine, filmând efectiv chestia aia, că după aia, nu dar știu, ne-a stat inima. Au văzut materialul după aia? L-au văzut montat? Nu l-au văzut montat. Nu, pentru că voi după aia ați și făcut traducerea. Da, noi am tradus cu corectă. Profesor, da, care ne-a arătat. Nu ce vă spunea ăla. Că l-am florea, că îi spunea să zică. Cu ziua și cu... Îți dai seama că ne-a înghețat sufletul. Aveam copil mic și mă uitam la copilul ăla și să te uiți, dacă te mai uiți odată, să vezi la detalii, să te uiți cum era îmbrăcat copilul ăla. Era exact, mie mi se pare că și la îmbrăcat. Vremea lui Ceaușescu, exact, nu-i așa? Nu-i așa? Da. De alea tocite, de la a doua generație, exact. Culoarea aia spălată, spălacită, bravo, da. Exact. Înțelegi? Și normal că mi-a stat inima și normal că m-am gândit la mine și te gândești întotdeauna la tine și la ai tăi când vezi. Te raportezi, nu poți, te raportezi la propria experiență. De asta zic că trebuie să... Și m-au mai invitat pe la diverse universități mari din România și am vorbit studenților și mereu le spun, prieteni, învățați din cărți ce s-a întâmplat înainte de 89, pentru că greșelile se repetă și uităm foarte repede. Uite, au trecut 30 de ani, la revedere, nu mai știe nimeni. Da, dar uite, uite că, cât de repede se întoarce dictatura. Uite ce a apărut. Uite exact, cât de repede se întoarce dictatura. Ce a apărut, da. Uite-te că am trăit să vedem președintele Americii care iubește liderul nord-corean.
și vorbește despre el ca despre un băiat bun, bă, pe care îl iubesc oamenii lui și ăla îi trimite în lagăr și omoară cu mitraliera. Știi de ce cred că s-a întâmplat asta? Că Dennis Rodman e tovarăș, ceea ce nu înțeleg și nu o să înțeleg absolut niciodată. Cum Dennis Rodman? Da, da. Da, nu e ca în filmul de interviu, nu e chiar așa. A fost de câteva ori invitat pe acolo, e... M-am uitat la ce a spus. Știu că te-ai uitat, și da. El e super impresionat de Kim Jong-un. The Worm, da. Și gândește că e Dennis Rodman, care, exact cum zici tu de Trump, e liderul lumii libere. Da, mă, dar e sărăcuț. Și ăsta e emblema... Da, e sărăcuț. A fost un jucător senzațional. Absolut, dar nu spunem. Dar eu zic, acțiunile lui... Știi? Da. Ți-l conturează într-un fel în minte. Știi câți sportivi au fost invitați? Ăsta iubea basketul. Știi câți au fost invitați? Foarte mulți din NBA. De ce a acceptat numai... Știu că și Michael Jordan a fost. Păi, tocmai, a zis Fleet din prima. De ce crezi că The Worm a acceptat? Pentru că... A, că el nebun, ha? Da, îți dai seama. Da, mă, adică, dar i-a și plăcut unii acolo. Au zis, da, mă, i-a plăcut, normal, cum să nu? Când te pupă unii în fund. Că asta i-a plăcut și lui Trump. Știi ce-i place lui Trump? Știi ce-i place lui Trump? Ce i-a plăcut la dictator? Băi, nene, ăsta, ăsta nu are hater, bă. Nu se supără, nu lumea, supără pe lumea pe el, bă, ca la mine. El dacă dă din mână, așa cade blocul. Mm-hmm. La mine, eu dacă dau din mână, vine Curtea Supremă, vine Congresul, vine... El de asta iubea pe dictatori, că ea puteau să facă... El când s-a dus la Casa Albă a avut impresia, băi, nene, păi asta e jucăria mea, mă. Eu am câștigat, e jucăria mea. Fata mea e consilierul meu. Americanii au nebunit, adică nepotisme de astea nu vedeai decât în Buzău, hai pe Focșani, în zona asta. Bă, când, adică să vadă americanul că vine președinte ce, bă, voi sunteți consilierii mei. Păi stă, mă, nene, că ăsta e nepotism. A, mă, terminați, mă, eu ale consilieri. Dar tu zici că Trump și a văzut că totuși n-are putere, că el n-a putut să facă chiar tot ce a vrut să facă. Și atunci, vezi, bă, ce mișto e băiatul ăla care, uite, ce poate să facă, știi? Dar tu zici că Trump a avut o revelație în aia ceaușistă, că și Ceaușescu după ce a fost în Coreea de Nord. Eu cred că i-a plăcut foarte mult. Eu cred că i-a plăcut foarte mult că ăsta are putere absolută și că poate să facă absolut orice. Da. Oricum mi s-a părut oribil la focul ăla de artificii. Ai văzut? Ca în Australia, frate. Ca în Australia, Sydney, frate. Da? Că mă gândeam, asta a fost paralela din mintea mea. Mă gândeam la focul de artificii de când eram eu copil în Focșani, da, de Oprișan. Știi? Bă, nu mi se părea o diferență majoră între... Într-adevăr, hai că să zicem că noi eram liberi în perioada aia. E o diferență majoră. Da, e o diferență, dar mă refer așa, una, știi, nu pot să fac politică și nu fac. Fac politică doar când votez. Una, așa, și a doua, e o diferență majoră. Gândește-te, frate. Eu nu mă refer la... Eu înțeleg, eu mă tragi tu cele mai groase ca să... La principiu, am înțeles. Mai cu figurile de stil, ne mai și la Buzău mai facem și la Buzău, știi? Dar îți spun, pe mine m-a speriat Coreea de Nord. Adică mă mai întrebau studenții, dom'le, unde a fost cel mai? În Fallujah, în Irak, în Afganistan, am fost în Liban în război în 2006, a fost o demență totală și nebunie și așa. Unde ți s-a părut cel mai periculos? Și am zis, cele mai urâte locuri pe care le-am vizitat sunt Coreea de Nord și Guantanamo. De-aia reportajul pe care l-am făcut la antenă, acolo, cred că. demență și... Guantanamo s-a și numit Guantanamo, periferia lumii libere. Ca asta și era, băi, nene, nu putem să facem în America asta. Băgați-i acolo. Da. Încă o dată, mulți erau teroriști, mulți erau nenorociți, mulți... Dar dacă dispar diferențele între băieții buni și băieții răi, care-s diferențele? Băieții buni respectă niște reguli. Când nu mai respecti regulile alea, nu mai e nicio diferență între băieți buni și băieți răi. Mm-hmm. Ce mi s-a părut mie și mi s-a părut senzațional și am avut și mai mult respect pentru America în momentul ăla, a fost că instituțiile funcționează. Vezi și acum la Congres. Adică FBI și-a retras oamenii de la Guantanamo și a zis, băi, noi nu suntem parte la așa ceva, mă. Pentru că nu așa să fac interogatoriile. Cu apă și cu Metallica. Dar cine, CIA-ul acolo? CIA-ul era. Acum nu știu cum să o închidă, nu mai au cum să o închidă. Dar e un animal... Asta înseamnă democrație. Când instituții... Da, da. Băi, și ăla, șeful era numit tot de actuala, de respectiva administrație. Ăla a zis, nu frate, nu, noi ne retragem oameni. Și am filmat acolo avocat de origine evreiască, american, deci un evreu american, care apăra un terorist. Și a întrebat, o prietene, dar uite ce da, asta înseamnă democrație. Și el are dreptul la avocat da. Și eu îl apăr pe el. Asta e diferența. O democrație nu înseamnă că n-are căcaturi și că n-are derapaje aiurea.
Are. Dar are capacitatea să revină la cursul cât de cât normal, să-și îndrepte greșelile. Ceea ce într-o dictatură nu se întâmplă. Că asta, asta cred că l-a fascinat pe Trump. Stai, bă, nene, când ești acolo, dai din mâini și așa rămânești. Pe mine m-a speriat foarte tare când... M-am înlemnit așa când mi-am dat seama că, văzând și niște clipuri cu taicăsu, că mi-am dat seama că mai rău decât un dictator care vine în fața mulțimii și dă din mână așa, fiind bucuros și având senzația că eu, în demența lor, sunt convins că ei au senzația că oamenii chiar sunt bucuroși. De la un punct încolo, da. Și cea mai bună dovadă e domnul din Libia, care putea să o taie și a murit sodomizat cu un par. El chiar credea că lumea îl iubește. Și când l-a prins lumea, a murit sodomizat cu un par, Gaddafi. Păi eu cred că asta... Orice dictator pățește așa. Ei de la un punct încolo pierd legătura cu lumea. Absolut. Și zic, băi, nene, mă iubește poporul. Mm-hmm. Dacă îți spun că s-auzeau aplauze în difuzoare. Deci la un moment dat eu eram în față, dar nu-l vedeam pe el venind, că e și mică și trece între picioare, știi cum e, ca numărul ăla de circhi. Tu mergi așa și el trece între picioare. Și auzeam dintr-o dată în boxe, știi? Și nu vedeam de oameni din față. Pac, îl apărea micuțul, pac. Mă uit pe vremea, mă uit acum și mă uit la imagine de atunci. Era, mi se pare manechină. Atunci era, zici că e manechin, deși și atunci era grăsun, știi? Acum s-a făcut, deci are cel mai mare dușman al lui Kim Jong-un este Kim Jong-un, cred. Adică fumat, mâncat, cred că mănâncă un porc la o masă. Moară. Păi da, 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 nu știi că a dispărut atunci cu operații cu chinezi. Și are pantalonii, deci un crac, cam cât ai tu chestia asta aici, așa, știi? Că să, fiind gras... Nu știam, zici că sunt puste jos, da, 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 știi, dar jos sunt așa, zici că-s draperiile astea. Pe mine m-a speriat, m-a înlemnit, repet, deci nu neapărat asta, știi, că e dictatorul, că asta am văzut și la noi. Bă, ce m-a, ca să-ți dai seama că acolo cred că vine nenorocirea, când vezi dictatorul plictisit în fața mulțimii. L-ai văzut atunci în stadion când stătea așa și bătea darabana? Da. Deci ăla mi se pare cel mai îngrozitor lucru. Da. Cel mai îngrozitor lucru. Ce caut eu în viața mea? Când sunt oamenii ăia, când abia mai stau pe picioare după ce nemâncați, fără căldură, vai de capul lor efectiv, nu mai știu cum, nu mai știu cine sunt la un moment dat, că îți cedează și mintea până la urmă și tu ești așa, pizda, mă, 20 de milioane de oameni acum care... Era un stadion plin, era un stadion plin, da. Mi se pare, bă, mi s-a ridicat părul pe mine, efectiv. Ți-am zis, astea sunt cele mai urâte lucruri, locuri pe care le-am văzut. Și nu, încă o dată, nu e nimic jignitor la adresa oamenilor, adică oamenii sunt senzaționali, oamenii sunt... Dar când crezi că o să-i vină finalul așa la oameni? Nu știu. Dacă aș ști, cred că aș fi cel mai bine plătit analist al CIA. Problema e următoarea. Eu cred că în momentul în care va veni finalul, acolo va fi o mare problemă. Oamenii aia se vor așeza în fund și nu vor ști ce să facă. Chiar cred asta. Pentru că gândește-te că de atâtea generații, păi asta e singura soluție, de atâtea generații, uite-te la noi, au trecut 30 de ani de la Revoluție, ai noștri, părinți, bunici, după Revoluție nu știau ei ce e aia să-ți faci o firmă, să, băi nene, nu, de ce? Că erau obișnuiți, mă duc la serviciu, ies stagiar și la fabrica aia termin, inginer bătrân, ies la pensie. Așa sunt și ăștia, gândește-te că ei din 48 încoace nu fac decât ce li se spune să fac. Mm-hmm. Adică, și e mai rău decât la noi, adică tu n-ai voie să te duci în Fenian când vrea mușchiul tău să vii din Focșani în București, să vă, nu, n-ai voie, acolo cine locuiește în Fenian, dacă locuiești în cartierul ăla, nu te duci tu în centru decât când te cheamă partidul să faci o treabă, când te duci la maică ta acasă cu trenul, ai hârtie de la miliție că trebuie să te duci acasă, înțelegi? Mm-hmm. E, gândește-te că ei fac asta de atâția ani. În momentul în care va dispărea, va fi dispărut regimul, ei se vor așeza în fund și vor muri de foame. Norocul lor se numește Corea de Sud, un PIB de 40.000. Da, 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 da. Oamenii de afaceri acolo să vină să haibă. Nu, și o să-i ajute, și o să-i ajute aici, că aici nu poți. Tu aici ai probleme. Uită-te la foști politicieni care au prins mult pe vremea lui Ceaușescu, cât de greu s-au adaptat după aia, pentru că n-ai cum. Te-ai obișnuit așa, ai problemele de atunci. A fost și acum mai avem, scuză-mă, și acum noi mai avem probleme de atunci. Vorbeam noi de mașini scumpe, exact, case mici, de ce? Pentru că pe vremea nu ne puteam cumpăra și acum hai să cumpărăm repede ceva și ADN-ul social se modifică. Și, arată și la noi așa după cum... 30 de ani încă se întâmplă asta, eu cred că în Corea de Nord 100 eu cred de ani că 100, 100 de... acolo. Nu, nu mai trăiește Domn Brucan, că ne-ar mai face el o... Că și la Domn noi el Brucan, a fost blând. Cât a zis? A zis 20 de ani la noi, nu știu cât a zis. Și uite că au trecut 30 și suntem, încă avem necazuri. A fost o fază cu, cred că,
7 ani, ceva de genul, 6 ani. Eram, am avut show în Deva, parcă. Așa, și eram la restaurantul hotelului. Și la restaurantul hotelului au venit oficialitățile din... Se pregătise o masă așa mare. Primarul, șeful poliției, niște așa, și domnul Teodor Meleșcan. Era ministru pe vremea aceea? Încă era ceva, cred că era ministru chiar de externe, dacă mi-adun bine aminte. Și la masa aia mare s-au pus toți așa la costume, nu știu ce. S-a adus șpriț, au început să bea. Și la un moment dat am ieșit la țigară. Și la țigară erau doi dintre ăștia care fusese la nouă. Și ăștia fumau așa și ziceau, bă, gămi, și pula moșul ăsta, că dracul mai ține ăștia? Ăștia nu știu, bă, că stau pe vremea Ceaușescu, era mare și mic, eu nu știu ce. Păi da, bă, de asta îl țin ăștia, da. Oricum, bă, pe vremea Ceaușescu era mai bine. Era mult mai bine. Păi eu îmi aduc aminte, cea mai mare onoare pentru mine a fost când a dat Nicu Ceaușescu cu mașina peste mine. Bă, ca să-ți dai seama ce era în mintea handicapatului. Deci el asta a zis, cea mai mare onoare pentru mine a fost când a dat Nicu Ceaușescu. Da, bă, că eram, nu mai știu, și după aia a început să povestească, nu știu unde era, așa, și a dat, l-a atins așa Nicu Ceaușescu. Bă, și când a văzut că e Nicu Ceaușescu, că zici, problema nu e jetul, mai plimbă șeful jetul, da, dar în rest e bine, exact. Da, pe noi, nu-i problema. Un pic. Da. Bă, da, Nicu Ceaușescu. L-a lovit un pic, da. Tu-ți dai seama, în, acum 6 ani. Dar să știi că ăsta e pericolul. Tinerii habar n-au ce s-a întâmplat înainte de 89. Și ăștia încă există. Exact, au bunici de ăștia care vin. Da, da. Tată, pe vremea lui Ceaușescu aveam case. Mm-hmm. Aveam, bă, dar aveam un frig în case, de făceam, da, pe noi, înțelegi? Asta nu mai e. De asta istoria trebuie să o citești din cărți și nu să o asculți. Că s-ar putea să ai bunici deștepți, s-ar putea să ai bunici proști. S-ar putea să ai bunici nostalgici, s-ar putea să ai bunici... Și bunici cărora efectiv le-a mers bine că, na, da, făceau chestii. Că erau chestii. Mari șmecheri, exact, erau, exact, exact. Erau pe partea the dark side. Exact. Deci zici că jurnalist fiind, tu n-ai așa un masochism. Adică în război n-aveai un moment în care ziceai, bă, eu mă simt bine aici. Băi, nu e vorba de aia, e vorba că te iei cu treaba și te simți bine. Frica vine când vii acasă. De cele mai multe ori frica e când se sedimentează trăirile și... toate demențele de acolo. Mm-hmm. Am mai povestit câte ceva în războaiele mele, într-o prima carte, și mă tot lupt de vreo 2 ani să fac o continuare la războaiele mele și poate o să o fac acum după COVID și toată nebunia asta. Atunci frica vine când ți-a prins țigara, mi-a prindeam țigara după aia și zice, uite băi nenicule, eram cu Gecui în 2006 în Israel, se băteau cu Hezbollahul și noi treceam cu mașina închiriată, granița, dincolo, că na, nu mai era nimeni la frontieră. Făceam cât un stand-up și când mă dădeam în spate vedeam cât un fir așa și ziceam lui Gecui, aoleu, că ea mai făceau booby trap, mai puneau bombe și să cărau, știi, și în sat când intrai, și ziceam lui Gecui, ia uite mă unde duce firul, nicăieri, Doamne ajută, știi, și nu, era, te luai cu treaba. Am venit la un moment dat, intraserăm în țară, cred că trebuia să plecăm a doua sau a treia zi, eram de vreo 3 săptămâni deja, intraserăm în Israel din nou, din zona Hezbollah, din zona Libanului de Sud, așa, și am auzit alarma aia care te anunța că în 10-20 de secunde veneau rachete incoming, știi? Și eu zic, râdeam cu Gecu, eu eram la volan, fraierul era în dreapta și râdeam cu Gecu, zic, cum ar fi tata să ți-o dea acum, exact în ultima zi când pleacă băieții acasă, și au căzut, în față venea un jeep și au căzut niște rachete după noi, că dacă ar fi căzut în partea dreaptă ne împrășteau și ne făceau țândări, au căzut după noi, au luat foc miriștea aia, era să mă ciocnesc cu jeepul ăla care venea militar, care venea din față, de-abia intraserăm în, trecuserăm de punctul de frontieră, cum ar veni. Ne-am oprit pe urmă la o benzinărie așa și cred că am fumat vreo 30 de țigări una după alta, exagerez, dai seama, și nu mi-a fost frică. Frică, mai frică mi-a fost acasă când am venit, era și aproape de ziua mea, trebuia să fac 30 ceva de ani. Și am stat acasă și m-am zis, băi nene, dacă ne lovea aia, era la atâta, știi? Și râdeam că ne întâlniserăm cu un alt jurnalist român care povestea cum un elicopter de atac a tras chiar în, lângă el niște rachete și el n-a tras niciun cadru. Și Gecuia, du-te bă prostule, cum bă n-ai tras bă niciun cadru? Și am zis lui ăsta, bă, cum e prostule, că erai cu camera între picioare, în dreapta, eu eram la volan, ai tras vreun cadru cu câmpul care ardea, cu mașina, cu alea? N-ai tras nimic. De ce? Că ți s-a făcut atâta? Și după
știi, când stai și le mai, adică pauza de după e foarte nasoală. Acolo e adrenalină foarte multă, cel mai mare stres e să trimiți acasă știrea mai repede, că zici, băi nene, l-am filmat pe Yasser Arafat, mamă, sunt al doilea român care filmează cu Yasser Arafat. Păi dacă nu-l dau, dacă mi-au izraelienii caseta, că am intrat într-o zonă unde nu trebuia să fiu în momentul ăla. Și ai stresuri legate de produs, știi, de meserie. Și nu prea ai timp de ți-e frică, strângi, așa, te sperii, dar când ajungi acasă și se lasă liniște așa, dacă i-auzi pe hater, te spargi de râs. Știu, mi-aduc aminte că la Antena atunci, în 2003, când am fost în Bagdad, 3 săptămâni am transmis din hotelul, din balconul hotelului. Și cădeau bombe, într-adevăr, le filmai de la avan. Și un de la zice... A, bă, ce căcat ați făcut și voi, m-a stat într-un hotel și ați filmat 3 rachete care cad lângă voi. O, și Stevie Wonder le filmă, aso, dracu, n-a, să știi? L-am auzit într-o discuție, m-a văzut și am zis, băi, da, mă, corect, e o abordare. Și a venit și a cerut scuze pe urmă și a zis, băi, era în șoc cu niște fete, mă dădeam mare acolo, dar ai dreptate, frate. Pe urmă m-am gândit că poate maica ta plângea la telefon de se căca pe ea și vorbea odată la 3 săptămâni cu ea și poate că... A suferit cum n-a suferit mama toată viața. Poate că n-aveai ce mânca, poate că n-aveai ce fuma, poate că ți-a fost frică. Poate că au fost ziariști care au dispărut, niște japonezi atunci. Și mă întrebau, că mi-aduc aminte când m-am dus în Aman, m-am întâlnit cu unii de la ambasada Japoniei din Iordania, care mă întrebau de ei, că nu mai știau nimic de niște ziariști. Dispăruseră, așa. Știi, adică mi-a zis băiatul ăla, bă, te rog să mă ierți. Că pare ușor așa, stai la un balcon, cad niște rachete și pam, 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 pam. Da, asta când joci pe calculator. Când chiar stai într-un hotel și chiar la 800 de metri de hotelul ăla cad rachete Tomahawk, e un pic altfel. Pentru că ești la niște mii de kilometri distanță, pentru că n-ai bani, pentru că n-ai mâncare, pentru că la 30 și ceva de ani ești obligat să iei niște hotărâri legate și de viața unui băiat care are 40 și ceva de ani și e colegul tău, și care se uită la tine și zice, ce facem cu aia? Și tu zici, stai mă că eu sunt un papagal pe lângă tine. Da, tati, da, nu, hai, suntem aici, ce facem? Plecăm, o luăm în dreapta, o luăm în stânga. Când mi-am adus aminte, când am ieșit, nu mai aveam bani, nu mai aveam nimic, eram terminați, nici film, că aveam film de la pe, știi? Nu mai aveam nimic. Beta se stricase din cauza de praf, nu mai puteam transmite, nu mai nimic, nu mai aveam bani. Și am zis, băi, mai aveam $1,000. Hai să tocmim o mașină după vreo 3 săptămâni, 4 săptămâni. Hai să tocmim o mașină. Americanii deja intraseră în Bagdad. Era frumos ca știri, știi? Ca știre vorbesc. Să o tăiem până Aman. Am vorbit cu ăștia ai noștri acasă. Bine, mă, hai să o tăiem. Și am plecat cu Florin Dobre, cu o mașină tocmită de Abu Nur al nostru. Ultimii bani, $1,000. Tatalunur, băiatul nostru, milițianul nostru, foarte tare securistul. Și am luat-o așa ușor. Am trecut în prima linie. N-am avut film să fac 2 poze cum ardeau tancuri. Era pasarela de peste autostradă și ardeau mașini așa, lovise rachetele și tancul era jumate, gata să cadă pe autostradă, ardea. Era liniște, că asta te sperie cel mai tare într-o zonă de război, liniștea și când vezi de asta așa și așa, și noi nu puteam să tragem un cadru, nici cu camera, nici un cadru, o poză. Și am plecat, la un moment dat, când mai aveam un pic, că știam că ne apropiem de graniță, ne bagă într-un sat pe unde trecuseră forțele speciale americane, erau toți supărați și veneau cu Kalashnikovul la geamurile noastre, ziceau, american, nu-i așa? Și noi cu pașaportul arătam, români, tată, români, români, Ceaușescu, Hagi, Nadia, nu știu ce. Ăla al nostru s-a dus, i-a cumințit, nu mai avea benzină și s-a dus să ia benzină, înțelegi? Și stăteam cu Florin Dobre ca 2 proști pe bancheta din spate. Și eu aveam un cuțitaș cu care făceam conserve, frate, înțelegi? Și am scos cuțitașul ăsta, pac, și l-am pus aici, așa, și Dobre, ce faci, mă, handicapatule, ce faci cu... Dar nu știam ce să fac, eram căprioara între faruri, e nimic, eram terminat, că aia stăteau și se uitau la mașini. Imaginați-vă așa cum să lipesc de... Era un GMC de la mare, cum să lipesc de geamă, ce faceți, băieți? Și am plecat, eu am zis, gata, zic, ăsta ne-a vândut acum, pe cuvânt, ne-a dat pe 2 capre, la revedere. A venit ăla, stai băieți, că n-am avut benzină, pac, și am plecat. Și când am ajuns la civilizație, mi-am luat telefonul meu ăla de România, care avea roaming, în Irak n-avea, l-am deschis și am sunat-o pe mama și am zis, mamă, gata, mamă, prostul tău a ajuns, a trecut frontiera, să duce spre Aman, să doarmă în hotel de 4 stele, 5 stele, să facă duș și să plângă și așa. Și mama mi-a zis, mamă, toată noaptea am stat și am citit. Pentru că mi-a fost frică să nu mor în somn,
fără să aflu dacă tu ai reușit să ieși sau nu din Irak. Shit. Zilul ăla care zice, dă te dracu bă prostule bă, că n-ai făcut nimic, te-ai dus și tu te dai mare acolo și tu un prost care ai salariu mare și că... Înțelegi? Asta e viața. Da, ai văzut oameni din ăștia, că eu am văzut la un moment dat un film cu jurnaliști de război, sună foarte dramatic, dar era cu Ricky Gervais și ăla care a jucat în Troian, mai știu. Aoleu, ăia când se prefac ei și fac se războiul din hotel. Da. E film genial. Ai cunoscut oameni din ăștia care stăteau, adică exact cum ai zis, dar stăteau la hotel de 5 stele și ula mea, lasă că... Eu n-am văzut, dar sunt, știi, reprezentanții televiziunilor cu adevărat mari își permit să stea mai în siguranță. Adică plătesc pe cine oameni, trimit? Localnici, irachieni. A, da? Da, stringeri, cum... stringeri, lucrează pentru ei, e absolut legitim. Păi și nu ai spun... siguranța că ăla strage cadrele cum trebuie și... Da, da, lucrează cu oameni care filmează. Deci o echipă, deci asta e aberația, știi? Echipa, sunt eu cu Dobre, sau eu cu Florin, sau eu cu Dan Gecui, sau eu cu Romeo Stancu. Sau asta e echipa. Stă în spate, în spate. Tu singur cu camera la interviu la... Cu Arafat, cu Arafat, da. Deci asta e echipa, înțelegi? Că de asta spun că presiunea mare pe umerii tăi de reporter amărât în Buzău de lângă McDonald's. Că tu trebuie să faci niște, să iei niște hotărâri, să zici, băi, bănuțu, unde ținem banul? Aveam 10.000 de dolari de la antenă. Băi, mă frigeau, Cosmine, mă frigeau, aveam niște pantaloni cargo așa, cu mâna pe buzunar mergeam. Ce stai, 10.000 de dolari? Erau toți banii mei, dacă eram terminat, dacă îi pierdeam pe aia. Deci, pe umerii tăi sunt tot felul de decizii. Atunci l-am filmat pe Nick Robertson. Era la CNN, e senior correspondent, un tip genial, a fost la primul război din Golf în 91, era sunetist pentru CNN, ulterior s-a făcut corespondent, un tip foarte tare, locuiește la Londra acum. Și am luat interviu, am filmat cu el o treabă și mă uitam la el. Păi tati, grija lui e ce zice când apare pe post. Nu, bă, ai luat mă chitanțele alea pentru diurnă, fire armăta, că iar plătind în buzunar ne iau ăia 100 de dolari, că nu i-ai de contact între... Tu ești echipa, e din doi amărâți care stau spate în spate ca la capa așa frumos și zic, ce facem frate acum? Mai plecăm sau mai stăm un pic? Știi? Adică, ăia sunt oameni care își permit, au producători, au traducători, au stringeri, oameni care lucrează pentru ei localnici. Tu te duci că au intrat milițiile și te nu știu unde și filmezi de acolo și așa. Îi plătești lui ăla care a filmat cu telefonul mobil 1000 de dolari să ne aducă imaginile alea. Tu ce să plăti, ce să-i dai, băi, dacă vii pe un Buzău, te duc la Mec, te duc, face mama, sarmale, ce să-i dai lui ăla? Tu-i dai binețe, pang, trăiți, știi, să trăiți. E 85 băiatul? Înțelegi, o bandă jumate, o bandă jumate. Deci asta e, asta, chestia asta mie mi-a dat putere și mi-a zis, băi, nene, dacă tu poți să faci mai multe, bun, mai prost, că dacă faci multe, clar, faci mai prost, adică, nu sunt John Simpson, nu o să fiu niciodată Cristiane Amanpour, nu o să fiu niciodată Nick Robertson. Poate ar fi alții în România care ar face ce fac eu de 3 milioane de ori mai bine. Dar am avut încăpățânarea să mă lupt, să mă duc acolo, să strâng, să zic, haide mă, hai să mergem, ne dați bani, nu, hai să facem rost de bani. De ce? Chiar mi-a plăcut. Adică chiar mi-a plăcut ce fac și am făcut-o cu plăcere, știi? Adică... Deci ai făcut-o pentru tine, că ai zis la un moment dat că cine zice sigur. Că am făcut-o pentru voi, e ipocrit. Deci ăla e un fals mesia, gen Trump, gen ăștia sunt oameni care te mint. Nu, tati, o meserie, tu faci stand-up că te simți bine. Trăiești bine, normal, că nu te văd vreun amărât. Dar o faci în primul rând, o faci în primul rând pentru tine. Când îl aud pe unul că începe, da, sunt medic pentru că salvez vieți. Păi nene, salvezi vieți, dar îți place ce faci, mă frate. Îți place ce faci, îți place să deschizi omul, să scoți din el lucruri, să mai bagi lucruri, cum mi-a băgat mie Olivera, Dumnezeu să o odihnească că a murit, 17 șuruburi. Și dădea micuța 8 ore, a dat găuri în mine cu bormașina, știi cum arată o trusă de... Ca la mecanic. Ca, numai că e frumos, e din aluminiu, e frumoasă așa, da. Trusa. Și înțelegi? Și e spălat. Asta e lucrarea. Deci când aud oameni, băi, fac asta pentru mine, pentru binele omenirii, e barbologie. Am făcut asta pentru că mi-a plăcut, mi s-a părut interesant să văd oameni pe care alții au văzut doar în filme, în povestea de Dobrovolski, la un moment dat când m-a chemat prima dată la gherila, zice, băi frate, vreau să zic de ce te-am chemat. Ia zi-mă, de ce m-ai chemat? Zice, eram 2008, zice, băi, am
M-am dus pe la e-mail pe la Brașov. Și zice, văd un televizor, deschid un televizor să văd Siriana. E un film cu George Clooney, e el nu știu cum, cu CIA, pac, se duce până Liban, gata să-l omoare, mi ți-l chinuie pe la frumosul, mi ți-l leagă, nu știu ce, și Fadala, Ayatollahul Fadala, Mohamed Fadala, liderul spiritual al Hezbollah, le zice, bă, lăsați-l în pace. Și zică aia, băi, te-a salvat băiatul ăsta bătrân, că altfel nu știu ce, și pleacă ăla și... Și bine, și eu am văzut filmul, m-am culcat. Zice, și a doua zi mă scol și văd în reluare un interviu cu Ayatollahul Mohamed Fadala, liderul spiritual al Hezbollahului, la antenă. Și ce m-a luat cu căldura și m-am uitat și, păi, nu-i bărbosul ăla? Și m-am luat și am citit, am dat pe net, cine e ăla, cine aia, am văzut la tine ăla. Și te-am invitat așa să vorbim un pic despre omul ăla, despre ce s-a întâmplat. Deci mi s-a părut interesant să văd oameni în momente extrem de dificile. Am ajuns la Fadala, de exemplu, când tocmai izraelienii l-asasinaseră pe Imad Mâgnia, care era șeful serviciilor secrete din Hezbollah. A omorât. Îți dai seama că s-a închis absolut tot în Liban. Și eu zic, cum mă mai văd eu cu Fadala acum, frățiorule? Zic, mă și gândeam, căcin, cum scot bănuții de la, din familie să-i dau luancea, că eram la antenă, dăduse avion, deplasare. Și mi s-a părut interesant să trăiesc chestiile astea, să văd oamenii ăștia. Bine, nu-i vezi în fiecare zi. Că iar m-au zis, băi, și ce face, mă, Petrișor, la așa de special, așa? Băi, nene, nu poți să faci în fiecare zi lucruri, fac lucruri de rutină. Mâine nici nu știu ce să filmez, de exemplu, și trebuie să mă filmez ceva, să văd ce fac, cum fac. Dar din când în când, odată la un an, la doi ani, am văzut câteva lucruri. Pe de asta zic, și atunci, acum revenind, nu ți se pare că ai avut noroc? Ba da, dar întotdeauna am zis asta. Adică văd că te-ai documentat exact ca un reporter care face interviuri adevărate și mi-ai zis de multe lucruri pe acolo. Nu credeam că te-ai uitat așa de aproape. Credeam că, bă, facem o discuție ușoară ca băieții pe calea victoriei. Așa par eu? Nu par tu. Nu, da, păi ești artist, ești altfel, nu ești... Adică nu facem jurnalistică treaba aici. E, dar să știi că te-ai documentat și ai văzut o groază de lucruri. Întotdeauna am zis că în primul rând am avut noroc. Și întotdeauna am zis că am făcut pentru mine lucrul ăsta și întotdeauna voi spune că fac pentru mine și pentru familia mea lucrul ăsta. Și întotdeauna voi spune că mi-a plăcut și de-aia am făcut. Dar dacă n-aș fi avut noroc, de asta îți spun, cred că sunt alți jurnaliști care, români, care ar fi făcut de 300 de ori mai bune transmisiunile din zonele alea decât le-am făcut eu. Eu m-am luptat. Eu m-am plâns la Oancea să-mi dea bani. Când am fost la Guantanamo, mai repede am luat aprobare de la Pentagon să filmez în Cuba, la Guantanamo, decât aprobare de la Oancea pentru $4,000 cât era deplasarea în America. I-am și zis, băi, nene, ești mai de la dracu decât Pentagonul. Că am luat una pe teren după aia și i-am și zis, țin să nu-i mulțumesc domnului Sorin Oancea, directorul antenei, care, domnule, mi-a dat banii aici, că mi-a dat de la copilul lui, de la gură. Îți dai seama ce m-a iubit omul, bine, noroc că omul are umor și nu m-a băgat la și alte. Ce-a făcut? A făcut așa și da, ținea degetele. Nu, ținea degetele, a râs, dar ținea degetele așa. Și nu mi-a mai mărit salariul, știi? Dar, adică trebuie să fii cinstit. Dacă n-ai noroc, n-ai, frate, asta nu e o meserie. Și tu ai avut noroc, nu? Cred că sunt alți comici mai tari, mai comedianți, că nici nu știu cum se zice, comedianță, zice, nu? Corect în limba română. Cum vrei tu. Bă, nu vreau. Nu cred că am stabilit pentru că nu... Dar comedian, și că te-am întrebat cum te trec pe burtieră, și pe tine și pe Popescu, pe Cristi. Și dacă n-ai noroc, un dram de noroc. Eu cred în Dumnezeu, de exemplu. Nu sunt cu de ăla de să duce să roagă la catedrală, pupă moaște, nu sunt. Trec la biserică odată pe la biserică odată la 50 de ani, mă opresc că văd o biserică, aprind o lumânare pentru morții familiei mele și una pentru vii din familia mea și asta e legătura mea cu Dumnezeu. Legătura mea cu Dumnezeu nu trece nici prin patriarh, nici prin birou de presă, e directă și așa mai departe. Dar cred în Dumnezeu. Deci de asta spun, întotdeauna cred că m-a ajutat cineva, întotdeauna m-am gândit și că am un dram de noroc. Și dacă am și eu un merit, da, am meritul că am dus cabou ăla, știi, închizi ușa, bum, dă cu capul în ușă. Nu, încă o dată spun, sunt oameni care ar fi făcut de 300 de mii de ori mai bine meseria asta decât o fac eu. M-am nimerit acolo, mi-a plăcut și am dat mai departe. Acum să dea Dumnezeu să fim sănătoși și să mai putem face ceva, că la cum arată presa, de asta și rămân în TVR, pentru că deocamdată e singurul loc în care o dată pe an mai faci o mărgică, mai faci o chestie, mai... Dar uite, am fost primii care am filmat la COVID, când a început nebunia, da? Eu și colegul meu, Mihai Florea,
Știi că mi-a luat vreo 3 zile să-mi conving șefii să mă lase acolo? Știi că, băi, îmi venea să plâng. Deci i-am și zis operatorului care lucrez, Romeo Stancu, care n-a putut să vină cu mine, că avea părinți, avea grijă de ei, erau în izolare, bătrâni, și a venit Mișu Florea. Băi, nene, zic, dacă eram la Sârbu, dacă aș fi fost la Voiculescu, dacă aș fi fost la oricine altul patron de televiziune, m-ar fi întrebat de ce ai nevoie, du-te acolo, filmează, să fii primul, să dăm, să fii... Păi, nene, eu m-am chinuit să-mi conving șefii că merită să filmăm și că este misiunea TVR-ului să filmeze chestiile astea, că de-aia e televiziune publică și are o componentă de genul ăsta. Dom'le, trebuie să, în momente de restriște, să ajut, să informezi, să nu știu ce. 3 zile. Știi ce zicea doamna președinte? Nu știu, Adelin, nu e treaba mea. Vorbește cu doamna directoare de la știri. Am vorbit cu toți consilierii ei. Băi, zic, băi, sunteți nebuni, este știrea momentului, este... Sunt ziariști care și-ar tăia mâinile ca să poată să facă chestia asta. Mă chinuisem să iau niște aprobări, că medicii erau speriați. Au spus, stai mă, nene, că nu știm cum să ia, nu știm, încă o dată, era aprilie. Te îmbraci în ăla, ce facem dacă te îmbolnăvești? Dar nici acum nu știu, asta e nașpa. Dar atunci, imaginează-ți cum era atunci. Și cu de-alea, dacă te îmbolnăvești după aia, cine răspunde? Păi, în război, dacă te împușcă, ce păi, răspunde? Da, trebuie să treci peste lucru. Deci, nu mi-a fost atât de greu să iau astea cu subsemnat. Știi că am plecat semnând că e vina, dacă pățești ceva, e vina mea și a operatorului meu? Uh-huh. Știi că am condus mașina, un Duster de la TVR, 450 de kilometri, am dormit la Botoșani, am filmat și pe urmă am venit, am venit direct acasă ca să intru în izolare 14 zile și că am zis, bă, nu mai luăm și un șofer să-l expunem și pe prostul ăla. Și vine unul și zice, da, bă, faci PR pentru MAPN, ești... Da, bă, bine, dacă așa arată PR-ul, fac PR pentru MAPN. Exact ce ai zis, nu-ți mai erosi energia, da, dar spune-mi, te rog frumos, este foarte important ce te voi... E catering acum, după nu. Cum mă întreb. Nu, ai făcut la NASA așa, e ceva... Elena Udrea. În toate călătoriile tale, așa, sunt absolut convins că tu ai aflat niște lucruri pe care n-ai avut voie să le spui în momentul ăla. Și aș vrea să te întreb acum, există extraterestri? Da. S-a prins, mă, că era catering. Da, există. Deci există. Nu, da, chiar au fost lucruri pe care a trebuit să nu le arăt, să le filmez. De exemplu, uite, la Guantanamo, toți ziariștii care au filmat, nu numai eu, toți au semnat un contract. Și n-aveai voie, de exemplu, să arăți fețele deținuților pe care le vedeai. De exemplu, am văzut... Ți-aduce aminte Hannibal Lecter? Uh-huh. Când era dus, cum duc ăștia piciorul de bere, de alea de lăs de bere, așa, știi? Și foarte bună analogie. Păi da. Așa era, frate. Era în oranj. Oranj îți arăta că era de la rău, care e... A, erau pe culori, da. Albu erau oameni care respectau regulile închisorii și aveau un regim mai așa. Băi, prietene, era pus pe aia cu roți, așa, că nu știu cum îi zice. Era legat aici, la picioare, cu mâinile, cu, cum vezi tu în filme, avea mască de aia ca Hannibal Lecter, de sub care se ițea o barbă de aia lungă, așa, de puznic, și cu un păr. Frate, mi s-a ridicat părul pe mână. Și Gecu îmi zice, bă, filmez pe ascuns? Că n-ai voie să filmezi ăia în oranj și mai ales fețe. Frustrare foarte mare. Dar pe de altă parte... Trebuie să respecti regulile jocului. Mai bine stau acasă și nu filmez nimic? Eu chiar credeam că e o întrebare serioasă. Da, au fost momente de astea și n-am putut să dau. Nu, ea e serioasă, știu. Dar s-a terminat într-o notă umoristică. Ușor, da. Știu că am citit și eu Urzica. Ideea e că... Păi îmi știi toate glumele. Dar nu tu ești ăla care le scrie în palmă în și palmă nu tu mi-ai zis, le recizi. Tu ești un dezaxat, iartă-mă că mi-ai spus că iei toți haterii ăia și le faci cum le faci screenshot și le păstrezi pe toate alea. Nu, le tu mi-ai păstrez, zis? Da. Și acum am și un proiect în care vreau să-i arăt. Băi, vezi să nu încalci GDPR-ul. Ai grijă. Nu, că nu pun numele acolo. E normal că să faci. E o poză mică așa. Da. Nu, că și eu de la tine am luat și mai pun de ăștia. Băi, dracu de comunistul, dracului. Că ai luat bani să promovezi vaccinul. Dă-i vezi chiar te-ai dus în... Păi nu, dar apropo de asta, că asta mi-a plăcut la tine, că ești nebun și păstrezi pe toți ăștia. Dar zi-mi, chiar eu chiar te întrebam serios, deci sunt lucruri pe care n-ai putut să le vorbești atunci. Eu nu i-am văzut. Nu, mă, nu e extraterestri. I-am văzut tănase de la ProTV. Era da, mă, știu. Nu, sunt lucruri de care nu poți să vorbești. Și uite, ăsta, ți-am dat un exemplu. Nu, ba da, dar nu poți să le arăți. Adică eu pot să, încă o dată, eu nu lucrez, cum să spun, nu lucrez în armată, ca să zici, bă, nene, nu. Adică eu, ca ziarist, trebuie să dau tot ce văd acolo. Dar au fost momente, cum a fost, uite, Guantanamo.
Au fost lucruri, sau am filmat cu forțele speciale în Afganistan. În 2008 eram la Realitatea și am fost primii care am filmat cu forțele speciale în Afganistan. Nici nu se știa la nivel de opinie publică că noi avem forțe speciale. Care e diferența? Unii erau militari, infanteriștii, care păzeau bazele, care trăgeau doar dacă s-ar trăgea la asupra lor, știi? Dar ei păzeau, aveau alte misiuni. Și alta e o misiune... gen forțe speciale care se duceau, aveau kill or capture, diversi, mergeau după diversi lideri talibani, omorau, au omorât, știi? Adică aveau misiuni agresive, alge. Hey, noi am făcut atunci, am fost primii care am făcut în România, eu și Dan Gecui, am făcut un reportaj, am stat vreo 2-3 săptămâni cu băieții ăștia, ulterior șeful comandoului cu care am fost noi a și murit, Tiberius Petre, Dumnezeu să-l ierte. A fost împușcat în mână, nu? Mână, plămâni, deși inimă, avea vestă. Plămâni, inimă și a ieșit pe partea alaltă. La vreo 3 săptămâni după ce am plecat noi de acolo, în sfârșit, o poveste urâtă și n-ai cum să nu fii implicat, ți-am zis, atâta timp cât stai cu ei acolo. Deci, au fost lucruri pe care n-aveam voie să le arătăm fețele lor, n-aveam voie să dăm numele lor, deși eu le știam numele. Locul. Locuri. N-aveai voie să vorbești despre loc, pentru că arătai unde acționează comandoul și, cum să spun, lucrăm acum... Pun pe net și află cine vrei, de unde vrei din lume lucruri de genul ăsta. Și sunt, au fost lucruri care mi-au limitat într-un fel, dar ai avut întotdeauna de ales și e o chestie de etică. Zici, mă bag în treaba asta? Da. E ceva, de exemplu, n-am lucrat niciodată, nici cu armata, nici cu civili, care să-mi spună la sfârșit, băi, vreau să văd ce dai pe post. Niciodată. Am dat interviuri jurnaliștilor, niciodată nu le-am cerut colegilor mei, bă, da, să-mi dai ce dai despre mine. Apropo, de curând am vorbit cu unul de la Europa Liberă, cu un coleg, era despre vaccinare și am zis, băi, înregistrezi discuția noastră? Nu. Atunci te rog eu frumos, citatul pe care vrei să-l dai din mine, arată-mi-l și mie. Că s-ar putea ca tu să reții cu virgula pusă altfel. Dar, încă o dată, tu hotărăști, tu și editorii tăi și producătorii tăi. Dar, dacă faci sau nu treaba. Eu mă refeream mai specific, mă refeream la anumite momente, anumite seri în care stăteai, de exemplu, cu militari americani, bă, și auzeai o chestie în aia de inside pe care nu puteai să o spui. Știi, la chestii în astea mă întotdeauna, refer. Întotdeauna la discuți niște cu omul. Niște dedesubturi da. Din astea pe care nici nu n-ai putea să le... Întotdeauna discuți cu omul ăla, foarte clar. Băi, nene, care sunt regulile? Mie îmi plac americanii și pentru că au reguli inclusiv în jurnalism. Chatham House Rules, de exemplu, tu vii și întrebi la o masă. Prieteni, care sunt regulile? Off the record, on the record, Chatham House Rules. Adică am voie să zic de ce îmi ziceți voi, fără să vă identific, să spun, mi-a zis un comedian bine, român. Bine, asta e regulă de nu, bază, nu, probabil nu, că nu, n-ai nu, voie să identifici. Nu, n-ai voie să zici nici de unde e, adică un comedian român. Bă, am vorbit cu niște băieți și am aflat că, asta e, de exemplu, Chatham House Rules. Sau off the record... Îmi fac eu un background, mă ajută pe mine, îmi structurez niște idei, știu unde să întreb, cum să întreb, dar n-am voie să vorbesc despre... Nu sunt publici. Deci întotdeauna discuți cu oamenii chestia asta. Păi și americanii să știi că au exercițiul ăsta. Eu am lucrat foarte mult cu armata americană și cred că sunt singurul jurnalist care a făcut asta pe vremea Irakului și e păcat pentru că am învățat foarte multe. Lucrează la alt nivel, n-are nimeni timp să stea de tine, bă, cu tare. Nu, e ziarist, ai voie să faci asta, n-ai voie să faci asta. Și înveți niște lucruri, vezi ce fac alții la un nivel mult mai mare decât o să facem noi vreodată și te ajută ca experiență. Și cu ei niciodată nu greșești. Întotdeauna ți se spune, filmezi cu soldații, n-ai nicio treabă, nu-i bagi în politică, nu-i întrebi pe cine votează, nu, adică sunt lucruri stabilite. Deci nu ți-a ajuns la urechi nimic așa? Când îți ajunge și dacă ți spune că nu, trebuie să ai grijă și să ții. Uite, m-a întrebat cineva acum, dar cu medicii aia când ai vorbit, era Viața Medicală, o revistă de asta. Ți-au zis și, da, ceva? Zis ceva tocmai că mi-au zis off the record și vreau să mai zică și alții data viitoare. Adică Tolontan nu e un nebun care o arde, știi, că are momente, că toți avem necazuri, dar e ok să ții cont de niște reguli de genul ăsta, știi? Uneori tot sărim calul. Deci nu o să-mi zici dacă există extraterestre, asta vrei să... Cred că i-a văzut Cătăniera Dutănase. Eu nu i-am văzut. Poate a transmis chiar de la... Dar la cât suntem de aroganți și de plin de noi, cu siguranță există și Dumnezeu și extraterestre. Pentru că avem impresia că lumea se învârte în jurul nostru așa și mamă, ce am rupt-o pe genunchi.
clar există niște forțe de-astea supra. E o părere. Acum vorbesc serios. Adică... Deci după toate lucrurile astea pe care le-ai văzut, ai senzația în continuare că există Dumnezeu. Eu cred că există Dumnezeu. Mm-hmm. Așa am fost crescut. Adică e o chestie... Cum să spun? Cum există el? Plec de la premisa că suntem prea plini de noi și prea aroganți. Mm-hmm. Și prea... avem impresia că rupem lumea pe genunchi și că facem și că dregem. Și atunci clar există o forță care într-un fel sau altul echilibrează. Bun, el are, e ocupat, nu poate să se uite, știi, cam bancul ăla, ce, lasă-l pe Dumnezeu să concentreze, nu poate să uite la toate rugămințile noastre. Dar îmi place să văd ca pe o entitate la care dacă ne raportăm, încercăm să fim mai buni, să ne fie frică de ceva, să înțelegi ce spun, adică Cred că e ceva, o putere deasupra noastră care ne face mai buni în momentul în care ne raportăm la respectiva putere. Eu sunt de acord la partea cu ne face mai buni și nu neapărat pe noi, că mi se pare că ar trebui să fiu un om bun și fără a crede în existența lui Dumnezeu. Absolut, absolut. Dar uite moralul că, nu ține uite de că divinitate. Omul nu e un om bun. Pe de asta spun. Omul nu e un om, e un animal, adică dacă te uiți, este cel mai periculos animal dintre toate animalele care există pe pământ. Și atunci cred că are nevoie să știe că există o putere care din când în când, păi nu dă cu parul, bă, dați dă cât un șut, dă nu te mai ridici, știi? Absolut. Așa cred, de, așa o văd, nu știu, nu sunt mistic, n-am probleme. Îți spuneam, relația mea cu biserica e, relația mea cu Dumnezeu e prin, nu știu, e directă, ca să zic așa, da, mă duc la biserică din când în când, mă duc la biserică, n-am o problemă, am fost crescut creștin, ortodox, sunt ortodox, fac cruce, nu, dar... admir preoți care salvează copiii și care salvează, uite, cum e cel din Valea Plopului, care are sute de oameni amărâți pe care îi hrănește. Am un preot în Buzău care tot așa are grijă de toți copiii străzii. I-a luat, le-a dat meserie, adică Părintele Sava. Adică exact ce ar trebui să facă un preot. Înjur și mă enervează preoții care vin doar cu mâna întinsă să dea cu busuioc în casă și zilul maică mea, măi mamă, mă, cum să intrăm în casă în pandemie, mă mamă, când tocmai asta se zice, n-ai voie să intri, zic, tu nu te-ai gândit. A intrat un pic așa, măi, nu? Adică sunt oameni de toate felurile. IPDGDSS de la Constanța. De la Constanța, care a spus, era o întrebare, nu mai știu pe ce, din asta, online de data asta, că și-au făcut și televiziune online, o întrebare de la cineva din Canada, parcă, sau mai știu de unde, din altă țară. Și întreba, pot să merg să mă rog, pentru că nu sunt biserici ortodoxe prin zonă, pot să merg la o biserică catolică? Și asta ca aia e mare păcat, mare păcat. Păi exact cum a fost aia cu papa. Știi, cred că poți să te rogi acasă, cred că poți să stai în dormitor și să zici, Doamne, fă-mă mai bun sau ce vrei tu. Exact cum a fost asta cu papa, când a venit papa și creștinii ortodoxi au zis, doar pentru că a zis omul ăla niște lucruri umane până la urmă, s-a desprins de imaginea asta, e Sfântul Pulii care e papa. Pentru că și-a dat seama... bulgarii au fost mai răi decât noi, adică la noi până la urmă s-au întâlnit reprezentanții bisericilor, a fost s-au ok. S-au întâlnit, da. Eu la mă refer bulgari, la publicul nu. General, a, știi? Bine, da. Care zicea că papa e satanist. Frate, nu știi că și ăia de la colectiv Dumnezeu să-i odihnească, ziceau că ascultă rock și că sunt sataniști. Eu întâmplător ascult rock de când eram mic și când eram mic chiar ascultam metale grele. Oamenii ăia nu cred că ar trebui asta să asta e viața. Ăștia sunt oamenii. Ăștia sunt oamenii. Și să știi că ți-am observat zâmbetul. Și eu nu am, lumea are falsa senzație că dacă eu am o problemă cu oamenii care cred în Dumnezeu dar nu, sau ceva. Dar nu, frate, că n-am o problemă, adică mie nu-mi rușine cu ce cred, ți-am și explicat, n-am o problemă cu argumentația. Eu nu am, eu niciodată n-o să mă iau de credința unui om și aici am rezervă, da, am râs dreptul cu, la intimitate. Am râs de aia cu mașina, cu borul, cu... Da. E ok, nu... Îmi rezerv dreptul la intimitate și am și eu anumite credințe și niciodată, tocmai având, crezând și eu la rândul meu în ceva și crezând în faptul că un om trebuie să creadă în ceva ca să fie o ființă totuși superioară, așa, față de sine, până la urmă, nu față de alții, eu niciodată nu o să mă iau de... și niciodată nu m-a luat de credință. Eu cred că nu și m-a poți luat să te... de instituție. Eu, ca jurnalist, respect
libertatea cuvântului. Uh-huh. Charlie Hebdo nu mi s-a părut niciodată că avea umor. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să existe. Ai o problemă că a făcut o caricatură cu X, cu Y, știu, am făcut dreptul, știu ce e aia, libertatea ta se oprește acolo unde încalcă libertatea mea, bam, bam. Dar ai o problemă cu Charlie Hebdo? Există curți de justiție în Franța, adică respect libertatea de expresie. Trump mi se pare o boală gravă a omenirii, nefiind democrat sau republican, sau eu n-am nicio problemă, sunt în România, nu în America, dar am spus că scoaterea lui de pe rețelele sociale este o mizerie care va absolut da apă la moară exact dictatorilor și exact iubitorilor de dictatură. Și Facebook exact este o prostie. Cel care a, care a enabled... Rețelele sociale au fost senzaționale și au făcut miliarde pentru oamenii aia. Cum? Scoțând la lumină cei mai rău în noi. Tati, intru pe pagina Angelei Merkel și o fac în toate felurile. Și am zis eu. Ei au făcut bani din chestia asta. Au scos tot felul de idioți care și-au dat cu părerea în cel mai jegos, care au aruncat cu tone de rahat. Și și-au dat seama acum rețelele sociale ca o problemă, că scot cei mai rău din oameni. Așa. Și-au dat seama de mult. Nu, și zic, ce facem, cum o, că n-avem cum să o așa. Că foarte bine a pus Navalny problema azi. Da, mă, bine l-a scos pe Trump, că e un nenorocit. Băi, eu primesc mii de amenințări cum altea zilnic. Exact. Păi de ce nu-i scoateți, mă? Exact. Pentru că aici e problema. Ala, ai scos pe Trump, că ce, că e cel mai cunoscut sau că... Și acum zic, bă, cum rezolvăm problema asta? Nu cred că se poate rezolva prin cenzură. Bă, absolut, sunt total de acord, dar și aia cu la Charlie Hebdo, de exemplu, eu am altă chestie în cap. Eu mă gândesc așa, în locul lor, știi? Eu înțeleg asta cu, că asta mi-e meseria, cu libertate de exprimare. Dar în momentul în care vine unul și zice, bă, coaie, știi cum e treaba aia când eram noi mici? Bă, nu zi de mamă. În jur, mă, nu știu, dar nu zi de mamă. Nu te obligă nimeni să citești. Dacă zici de mamă, fut un pumn în gură. Nu te obligă nimeni să citești Charlie Hebdo. Absolut. Mie nu-mi place și nu-l citesc. Deci absolut. Tu ca musulman nu citești. Dacă vine Charlie Hebdo, scrie niște mizerii despre profet și ți le pune pe ușa ta și zice, e o mizerie. Dar dacă el scrie în colțul lui, tu poți să-l dai în judecată, dar nu să-l bați. Dar stai două secunde. Eu mă refer aici la The Dark Side of the... Iar am dus în engleză. La partea întunecată a religiei musulmane. Știi că... teoretic, a fi musulman reprezintă, când ne-a intrat asta în cap, nu e întuneric, e tot spre lumină. Nu, tată, teoretic. Jihadul e război cu tine însuți, să fii mai bun, să fii mai spălat, să dar fii interpretarea, mai exact cum sunt oameni care interpretează Biblia așa, exact. Bun, dar în momentul în care extremistul ăla, eu la asta mă refer, îți zice odată, îți trimite o scrisoare și zice, coaie, vezi că am văzut aia cu profetul. Nu mai fă de astea cu profetul, că vin peste voi. A doua oară tu zici, a, da, dar libertatea mea de exprimare... Da, mă, și-o asumă. Și-a asumat-o. Păi... Dar nu poți să cenzurezi. Deci eu de asta spun, Trump așa cum e el, nu poți să-l interzici a priori așa, gata, mă, din start am zis că nu mai ești bun. Singurul caz în care eram de acord cu ce s-a întâmplat, adică cu libertatea asta de exprimare pe care și-au tot asumat-o ăștia la Charlie Hebdo, era, exact cum ai zis tu, erau amuzanteală. Băi, mie nu mi s-au părut, unora li s-au părut, ăia care plătesc abonamentul, li s-au părut amuzante. De asta spun, ei nu vin să-mi pună revista în nas, ei au un public, asta e democrația și asta corect e libertatea cuvântului. Eu nu sunt de acord cu ăștia care au intrat cu teroriștii. Doamne ferește, dar n-ai cum să fii, stai, nu sunt, adică eu, da, nu ești din Buzău, ești din Focșan, dar nici chiar așa, adică da, ești aproape. Ideea e asta, nu vine la musulman Charlie Hebdo să-i pună în față. Nu o găsesc eu amuzantă? Sunt aia care plătesc abonament, corect, și care, da, o găsesc amuzantă. Corect, corect. Mă atinge undeva faptul că ei în colțul lor fac asta? Îi dau în judecată. Dar nu pot să-l interzic doar pentru că, băi, nene, da, mi se par niște glume de tot rahatul, dacă mă întreb, niște mizerii. Da, părerea mea. Deci nu pot să înțeleg. Ca om care crede în Dumnezeu, mai relaxat, dar crede, mi se pare o porcărie aia cu profetul care nu știe ce pățea, că e o mizerie. Dar e dreptul lor să facă mizeriile alea acolo atâta timp cât nu vin la ușa ta să ți le bage în nas. Mm-hmm. Tu, ca musulman, băiat deștept, zici, lasă-mă de Dumnezeu, fiecare păpa. Cum îmi zici tu mie, bă, lasă-mă haterii să fie hater, tu vezi de treaba ta, da? Așa și ei. Mi s-a părut o mizerie să-l interziști pe Trump după ce tu
rețea socială, ai scos cei mai rău din oameni, ai adus Brexit-ul pe pământ, ai bulit alegeri, ai influențat rezultatele alegerilor. Brexit-ul, ai văzut cum s-a făcut, pe algoritm și pe nebunii. Și acum vii și împozezi, știi, adică ai jucat în filme porno toată viața, îți faci o himenoplastie și vii la mine și spui, te rog frumos, nu facem sex la prima întâlnire, mă scoți în oraș întâi, știi? Asta face acum Zuckerberg, adică, băi nene, hai să punem un petec și să ne fim. Asta e o mizerie. Regulă. Ce vreau să te întreb, tu ești la termoficare legat, așa că e cam frig la tine, de-aia zic. Bă, da. Bă, cred, da. Nu, avem din asta nu, e bine, zile, e bine. Dar noi am dat drumul pentru că tu ai spus și avem criză. Pe camera bine, asta. E și criză, nu vrei să arunci cu bani. Pe camera te avem filmat când ai zis, a zis Ciprian, dăm drumul la căldură așa și tu ai zis, bă, mie mi-e bine. Nu, am flis, am toac, sunt puternic. Da. Avem materialul. Da, corect. Eu zic să se dea la sfârșit. Domnul Dan, caseta cu domnul Dan Diaconas. Băi, apropo de jurnalism și de dureri și asta, eram la Realitatea la o emisiune făcută de Tatulici cu mulți invitați, cum și eu lucram la Realitate. Și a intrat Dan Diaconescu în direct să vorbea despre breazlă, despre, știi, băi nene, să fim așa sau să fim așa, să dăm știri bune sau să dăm rahaturi. Și Dan Diaconescu a zis, zice, știi ce îmi place mie? Ați râs de mine, m-ați făcut în toate felurile. Da, mă, copiați. Am elevi buni. Deștept băiat. Maestri. Deștept băiat. Ceea ce e adevărat. Uită-te la titlurile de la RTV, nebunești. Ce mai face domnul Dan? Cred că greu, l-am văzut în oraș. Dar mi-a plăcut pentru că a avut dreptate, apropo de ipocrizie. M-ați făcut în toate felurile, că fac, că mă bag în tomberoane. Dar mă copiați. Multe televiziuni l-au copiat. Da. Păi, eu am zis și eu am o întrebare la final asta, dacă există Dumnezeu. Păi, pentru mine există. Pentru tine poate să nu existe, că asta e frumusețea vieții. Sau poate există adică, în alt fel. Poate că eu l-am înțeles, poate că tu l-ai înțeles, poate că Ups l-a înțeles. Poate... Bă, asta dacă ar fi atât de complexă treaba încât habar noi n-am. Toți să-l fi înțeles. Habar n-am. Eu cred diferit. Că omul fiind așa de nenorocit ca animal, cred că are nevoie să știe că există cineva care din când în când nu dă cu parul, dar mai dă cu percutul, știi? Dă cu parul. Mai dă și cu parul, dă și cu asta. Dar, încă o dată, le mulțumesc părinților că m-au lăsat să fiu relaxat în relația asta. Ai mei fiind credincioși, adică nu știu ai tăi cum sunt, dar ai mei sunt. Mama e cu biserica, acum nu s-a mai dus de când cu pandemia, are 70 de ani, dar cu toți morții din familie, cu 7 ani, 6 ani, 8 ani, pomeni, așa. Și de multe ori m-au acceptat când le spuneam, băi nene, popa trebuie să fie ăla care ajută oamenii, bă, nu care ia 30 de lei, să nu-l mai văd pe ăla pe acolo. Adică mă așteptam ca ei care sunt așa să-mi zică, băi Adi, că mi-a așa înscat, băi Adi, băi, mi-au respectat asta, știi, că au înțeles că am o relație cu divinitatea, dar o am un pic altfel, adică și copilul l-am crescut foarte relaxat și Maria la fel de relaxat, i-am zis că există Dumnezeu, bunicii au învățat-o, că înger, îngerașul meu, dar încerc, adică încerc să las omul să se dezvolte așa cum m-au lăsat și pe mine ai mei. Pentru că nu-i nimic, adică dacă nu crezi în ceva, e ok. Extremismul religios, în schimb, este foarte, foarte, foarte urât. Și am avut ocazia să văd ce înseamnă asta prin Orientul Mijlociu. Și distruge foarte multe vieți, creiere, pentru că vorbeam cu cineva care mi-a zis, bă, dar cum s-aruncă bă ăia în aer așa? Păi bă, prietene, când vine unul și spune că îți dă 5.000 de dolari când tu trăiești cu 5 dolari pe lună și când știi că banii aia rămân familiei tale, păi mie eu nu m-aș arunca, bă, niciodată. Păi tu nu te-ai arunca, mă, că e 2.000 de dolari pe lună, înțelegi? Ăla nu știe ce înseamnă suma asta. Deci, cred că extremismul nu face altceva decât să distrugă minți. Și cred, prefer oameni care nu cred în divinitate, e foarte ok. Uite, Cristian Tudor Popescu, un om care a zis, domnule, nu cred în Dumnezeu, e dreptul fiecăruia. Absolut. Să aibă o relație mai relaxată sau mai, de-aia, să duci la moaște, pupi sau acolo. Sau inexistentă. Sau... Mi s-a părut o nebunie, de exemplu, să lași oamenii să se calce pe cap în condițiile în care tu știi, în care tu știi că nu e bine, tu știi că nu e bine, adică din 1918 de la au murit în Spania în anumite localități unde au pupat, știi, au scos moaștele și le-au pupat, au murit mai mulți, s-a dovedit ulterior. De ce? Că se duce boala mai repede, știi? Adică mi s-a părut
Da, na, fiecare are dreptul. Și UPS are dreptul să, să joace, că am impresia că asta face. Vrea imagine, să joacă cu presa, noi îl filmăm, el face la televizor. Vrea de toate. Da. Mi se pare că e trist că sunt oameni care îl ascultă și care se, s-ar putea să aibă probleme după aia. Mi s-a părut extrem de cinică remarca. Dom'le, și dacă vine unul și face... A intrat un jurnalist, zice, și dacă vine unul, dom'le, și face COVID și moare. Asta este. A murit pentru Dumnezeu. Dacă mi se pare cinică treaba și nu cred că Dumnezeu e un om cinic. Adică... Deci e un om. Da, bine. Trebuie să te raportezi la ceva și zici că e un, un, o ființă superioară. Am zis eu greșit, acum nu mă lua pe... Nu e vorba aia asta, știi că de multe ori spui ce crezi. Da, e instinctiv, instinctiv. Și nu, nu zic că eu iarăși, fiul, fiul lui a fost un om, fiul lui a fost un om, da? A fost un om? Da. Nu știu, spun, e, cred că e bine să credem în ceva. E okay. O părere și acum încă o dată spun, nu știu dacă e cea mai pertinentă, nu. Da, iată. Da, eu așa așa văd relația cu divinitatea și cred că m-a ajutat. Și chestia asta, am avut și noroc. Bine, m-am născut și lângă în Buzău, acolo unde avem vulcanii noroiești. Unde se dă ora exact. Asta clar, nu se mai zice. Acolo, la, știi cum, la căminul, nu, cum se numește, la Palatul Comunal, la care are ceas acolo, pătur. Dar aveți și voi acum, nu face să căca pe tine. Și abia aștept să fie clădirea aia renovată. Îți mulțumesc foarte mult, eu că ai venit la acest podcast. Și eu îți mulțumesc că ai făcut, că ai mai lăsat să fac o știre cu comedianții și a fost foarte fain. Că să văd și alți oameni în pandemie, și tu și Cristi. Băi, era o perioadă destul de dificilă. Băi, dar merita spusă povestea. Adică da, chiar da. Mi-a venit așa într-o seară și ăsta e meritul lui Cristi. Cristi m-a chemat la el la podcast acum un an. Uh-huh. Chiar înainte să plec în Australia, eram fericit că plec așa și acum, în 2019, nu, 2019, da. Și mi-a deschis, uite, o lume și mă mai uitam la voi, dar m-am uitat și mai mult și mai atent. Și eu îți mulțumesc că mi-ai deschis capul și mă mai uit la chestii, mai râd. Aia cu căscuța m-a rupt. În... Am un operator, Romeo Stancu, e mare fan, frate, și la podcast, să uită. Aia cu căscuța m-a rupt. Zic, băi, dă-o-l dracu cu căscuța, că am înțeles, o știu. Alo, alo, șeful, și face, știi? Și bă, ăsta a făcut IATC-ul, tu nu l-ai făcut, lasă-l dracu. IATC-ul. Dar te iubește, te iubește. E îți mulțumesc frumos, Romeo. Și e un operator genial. Este... Toți am avut noroc de oameni, asta am uitat să zic. Am lucrat cu oameni senzaționali, am lucrat cu toți cu care am lucrat. Herea, 95 am fost cu Herea în Albania, la Revoluție, când au căzut la ei circuitele piramidale și am fost vreo 24-36 de ore ostatice acolo, ne-au luat unii cu arme pe aeroport și am fost cu Cosmin, am făcut pipi împotriva vântului, ne puneau ca să râdă de noi, știi, vedeau de unde bate vântul și ne puneau să ne facem pipi pe aeroport ca să vină vântul în față. Cosmin Herea, Romeo Stancu. Stai mă, așa, ați fost luați ostatici? Da, 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 da. 96, nu mai știu când a fost, cred că 96, în Albania. Și sunt oameni geniali cu care am lucrat și buni operatori, dar și ca om trebuie să fii. Stai, domnule, un pic. Da. Unde te duci? Deci ați fost luați? Da, trebuie să-mi cumpăr un snowboard, da. Acolo mă duc. Da. Da, am fost luați, am fost luați. Și? Am fost luați. Și am avut noroc cu niște suedezi care treceau pe aeroport. Nu ne-au făcut rău, adică și-au bătut joc de noi. Am mâncat foarte puțin. Am mâncat, cred că era ca un mic, știi cum e micul nostru? Cam un mic de la cu o bucată de pâine, de capră era micul ăla. Am mâncat în 3-6 de ore. Și eu și el. Și faza asta era, dormeam în salonul oficial, ne puneau acolo din Tirana. Erau niște băieți care luaseră puterea în aeroport. Acolo știi cum au spart depozitele de arme. Acolo am văzut o babă care căra o mitralieră de companie după aia de aia cu crăcan așa, știi? Și cine avea armă era și șef. Și pe noi ne-au văzut, aveam veste antiglon și au zis că suntem teroriști, că aveam niște walkie-talkie de alea mici ca să vorbim între noi. Au zis că suntem teroriști, ne-au închis pe aeroport și nu ne-au dat de mâncare. Frumos era că ne-am pișat pe noi la propriu, adică ne-au pus la vânt, știi, dar exact ca în filmul ăla cu proști, pac, așa, haide băieții, și cu Cosmin Herea era la Tele7. Și la un moment dat stăteam acolo, ne țineau, știi, și au trecut unii care se îmbarcau într-un avion și era o echipă de televiziune și ne-au văzut că aveam cameră de aia mare. Voi ce-i cu voi, mă? Zic, bă, suntem români, te rog eu, când ajungi, unde ajungi? Sună dracu la ambasada României din Tirana și zic o echipă de români e la... Și a venit după vreo 3, 5 ore, 7 ore, a venit unul cu un parpalac, nu o să-l uit toată viața, să-i dea Dumnezeu sănătate, era consulul nostru. Ce faceți, măi, nene, aici, mă, tată?
venit, zic, uite așa, a vorbit cu băieții ăia. Da, băi, nene, am crezut că neci ne pare rău, știți? Sunt din Buzău. A, bine, mă, gata, hai, dă-mi. Și ne-au dat drum, ne-au pus pe avion, ne-au trimis la Sofia și am plecat acasă. A fost cea mai tristă deplasare, deci am stat 36 de ore, 48 de ore, că dracu am stat, din care 36 am făcut pipi împotriva vântului și am mâncat mai mult nimic. Și am plecat acasă cu două cadre. A apucat să tragă două cadre când ne-am urcat în avion, din Buza acolo. Băi, nu trage când ne spargă aia camera. Și am plecat acasă. Și de asta zic, Cosmin Herea a fost un tip senzațional cu care am lucrat. Romeo Stancu lucrez acum. Dan Gecui, un tip genial cu care filmez și, deși el e stringer, lucrează de capul lui acum. Și oameni mai mult decât profesioniști, pentru că, bun, ești un operator foarte bun, dar dacă nu ai vibrație dăruit acolo, nu, dar trebuie să te înțelegi, Cosmine, pentru că dacă într-o zonă de rahat mai ai și o relație de rahat cu omul de lângă tine, n-ai făcut absolut nimic. Și de asta, oricum televiziunea e muncă de echipă, fără oamenii aia de acolo. Mă sunase cineva de la Europa Liberă să mă întrebe dacă e corect ca oamenii din prima linie, cum vezi, doamne, aș fi eu, să fie vaccinați și că, uite, trebuie să-i vaccinez pe mulți alții. Și am zis, prietenași, dacă eu, care m-am dus la Suceava să filmez într-un spital de COVID, filmam și în a doua linie nu erau producători, oameni de la emisie, șoferi, tu vedeai reportajul ăla? Adică, cum hotărăști? Cum adică numai oamenii din prima linie trebuie să fie vaccinați? E complicat, adică TVR-ul ăla merge și pentru că cineva bagă în priză emisia, nu? Adică și oamenii ăia sunt oameni. Și de asta spun, fără operatorii ăștia cu care am lucrat, fără montorii cu care am avut ocazia să montez de-a lungul timpului, n-aș fi făcut absolut nimic. Am avut și șefi care m-au înțeles, am avut și șefi care n-au înțeles că dacă eu fac o mărgică și ei par mai deștepți și mai buni și așa, ți-am zis, asta e viața. Dar una peste alta a fost frumos. Aici? Pentru un băiat din Buzău? Îți mulțumesc foarte mult. Eu îți mulțumesc. Bă, trebuie să aducem un din ăla, mă, de încălzit. Asta trebuie să facem. Hmm? Eu sunt ok, n-am. Da? Bine.